Vă salut cu drag și în această seară, doamnelor și domnilor, bine ați venit din nou alături de noi la emisiunea De Sens Vieții. Când eram copii, în primii ani ai educației noastre formale, am auzit de multe ori în școli de la domnii profesori sau de la părinți spunându-ne că trebuie să învățăm de când ne naștem până murim. În societatea actuală, lucrurile și informațiile se mișcă mult mai repede decât la sfârșitul secolului trecut. Pentru secolul nostru, autoeducația a devenit o cerință fundamentală a societății, determinată de creșterea exponențială a informațiilor, de uzura accelerată a acestora, de mobilitatea profesiilor, de progresele științei, ale tehnicii, ale tehnologiei, ale mijloacelor de informare și de dinamismul vieții economice sau sociale. Doamnelor și domnilor, în prima parte a emisiunii noastre vom vorbi despre importanța autoeducației împreună cu invitata noastră, Roxana Parascan. Bună seara, Roxana, bine ai venit la The Sens Vieții! Bună seara și mulțumesc tare mult pentru invitație! Sunt onorată să fiu în seara aceasta aici. Spune-ne pentru început ce faci, cu ce te ocupi și câteva lucruri despre tine. Da, mi-aduc aminte că atunci când m-ai rugat să îți spun cu ce mă ocup, am decis să spun în primul rând faptul că sunt om. Nu știu dacă mai îmi doresc atât de mult să fiu identificată doar cu o singură parte a vieții mele. Într-adevăr, astăzi să zicem că, nu știu, sunt dornică să învăț cât mai mult despre artă și vreau să devin curator de artă. M-am dus către zona frumosului, însă parcursul meu este unul, cred că, destul de clasic, angajat, antreprenor și acum liber profesionist, dar așa din suflet, cu foarte multă emoție. Ce face un curator de artă? Cred că administrează o colecție impresionantă de tablouri de la mai mulți artiști. Am început cu mama mea pentru că ea este pictor. Nu știu dacă am avut întotdeauna atracție către pictură, dar către frumos cu siguranță. Astfel că mi-a devenit destul de ușor să fiu atrasă de zona aceasta și să-mi doresc să-mi investesc timp, energie și minte aici. Ai pictat vreodată? Eu nu. Doar mama ta. Doar mama, da. Dar stau și de multe ori mă gândesc că sunt mulți oameni care fac o asociere destul de ușoară, că ok, dacă mama e pictor, poate că ar trebui și tu să știi să pictezi. Mama și-a descoperit acest talent la aproape 50 de ani. La deci 50 de ani s-a apucat de pictură? Da, deci oricând atenție, este posibil. Atenție, dragi telespectatori, deci vă puteți apuca de artă și la 50 de ani. Din câte am citit, cred că Neagu Giuvara s-a apucat de scris pe la 60 de ani. Da. Și a devenit unul dintre cei mai mari istorici. Exact. Și chiar foarte mulți antreprenori de succes. Cel care a inventat Kentucky Fried Chicken, da? La fel, tot destul de târziu. Nu știu dacă vârsta are o legătură cu ceea ce ți-ai dorit tu să faci la un moment dat în viață, cât ceea ce este în interiorul tău, dorința ta interioară de a trăi așa cum simți tu pe interior. Poate că ai mai multă claritate atunci când treci un pic prin viață, nu? Ajungi să dai la o parte. Cu siguranță. Mi-aduc aminte că atunci când am ieșit pe băncile școlii, singurul lucru la care m-am gândit a fost vreau să fac bani și m-am dus cu o pledoarie la tata și am zis, uite, am terminat liceu, am luat o notă destul de mare de la un liceu prestigios și i-am făcut acolo o pledoarie, domnule, uite, vreau să fac bani în viața asta, nu mă interesează ce facultate voi termina, m-a ascultat și la final a zis, draga mea, pentru mine facultăți sunt ASE, Politehnică, Universitatea, Medicina, nu știu ce vrei tu să faci. Face altceva. Și evident că m-a întors, am intrat la ASE 4 ani, că așa se făcea atunci școală și sincer, simt că am trecut ca, să zic lebăda prin apă, prin acea facultate, mai grațios. Și mi-aduc aminte că chiar mă încurca faptul că eram la facultate cumva, pentru că deja eram angajat, am lucrat în bancă o perioadă mai lungă de timp. Cât timp ai lucrat în bancă? 2 ani și ceva, cred că am stat în domeniul bancar. Era doar așa, ca prestigiu, ca financiar în niciun caz. Adică
drumul pe care eu doream să merg. Nu câștigă mult. Mulți cred că nu, sau cel puțin la perioada bancă, aceea, nu. Da. Deci ideea mea de a face bani cu ceea ce se întâmpla în piață și ceea ce trăiam de fapt, nu se pupau, pentru că școala, cel puțin ceea ce trăim aici în România, te formează să fii cumva uniform și să nu-ți dorești mai mult. Nu pot să-mi învinovățesc părinții sau oamenii cu care mă înconjuram, pentru că asta au văzut și ei, asta au aplicat. Însă timpul a trecut și am avut șansa, să spun așa, poate printr-o decepție în ceea ce privește cariera, că nu mă mai regăseam în statutul de angajat, adică fiind o personalitate destul de puternică și rebelă, am zis, dom'le, nu am cum să rămân într-un loc unde ceva să-mi spună ce să fac, când să fac, când am voie să mănânc, când am voie să mă la toaletă, când trebuie să plec. Și din dorința asta mea de a evolua, am atras în viața mea primii mentori. Și de aici s-a deschis practic un nou univers la picioarele mele. Ce rol joacă autoeducația și de ce ar trebui să ne axăm pe autoeducație în viața noastră? De ce ar trebui să ne educăm în afara școlii? Păi e simplu, observă masele și vezi dacă îți place ceea ce se întâmplă. Eu am decis să observ masele și să fac opusul. Dar adică, culmea, vezi că reflexul este să faci ceea ce fac masele dorindu-ți să fie altceva. Păi da, pentru că trăim pe pilot automat, da? Familia caută să ne ofere tot ce este mai bun, ne trimite la o școală. Școala, eu nu mai știu ce se întâmplă neapărat în programele de astăzi, dar ceea ce făceam eu nu mi-aduc aminte să mă fi pregătit real pentru viață. Să am mai multă încredere în mine, să fiu mai deschisă la a cunoaște mai mult despre zona financiară, despre cât este de important să-ți creezi relații sănătoase în viața ta, lucruri cu care te lovești. Despre corpul tău, despre prim corp, ajutor, despre minte, despre, da, sunt multe lucruri care sunt practice. Absolut, absolut. De aceea am spus, eu am terminat facultatea, poate la îndemnul părinților, dar nu simt că mi-a adus un plus de valoare. Poate chiar m-a încurcat și ulterior, în tot ceea ce am făcut în viață, facultatea, nu vreau să dau neapărat în școală, că este important să fii educat, este important să te duci și să-ți iei informație, dar la fel de important este ce faci tu pe lângă școală, cum vrei tu să-ți înnobilezi mintea. Eu am o frază care îmi place foarte tare și sună așa: dacă tu ai un măr și eu am un măr și facem schimb de mere, eu tot cu un măr rămân și tu tot cu un măr, corect? Corect. Dacă tu ai o idee și eu am o idee și facem schimb de idei, eu am două idei și tu ai două idei, corect? Da. E, asta înseamnă, aș spune eu, autoeducația, da? Să culegi informații în afara mediului în care tu te desfășori, da? Familia ta, școala ta, te uiți la ceea ce se întâmplă în jurul tău și dacă tu vrei să urmezi acel model de viață, e foarte simplu, adică trebuie să existe oameni care sunt angajați, nu avem nicio problemă cu ei. Da, dar nu vreau să înțeleagă telespectatorii că e ceva rău să fii nici pe departe, angajat sau nici să lucrezi pe departe, angajat. Dar și ca angajat, indiferent de domeniul în care activezi, poate ești unul foarte bine plătit, poate că real ai o calitate a vieții extraordinară, dar măcar să nu trăiești închis așa, să-ți dorești să afli cât mai multe despre viață, pentru că viața nu este doar sus, viața este sus-jos, sus-jos. Autoeducația consider că te ajută foarte mult în momentele când lucrurile nu merg așa cum tu îți dorești. Să te ajute să te ridici și să vezi în orice situație care vine către tine și partea bună și binecuvântarea din spate. Și asta înseamnă să ai o deschidere către zona de spiritualitate, să ai o relație frumoasă cu divinitatea, să ai o relație frumoasă cu cărțile, să ai o relație frumoasă cu oamenii care au ceea ce tu îți dorești. Pentru mine este esențial în momentul de față să întâlnesc cu oameni care au relații frumoase, care au căsnicii frumoase. Pentru că este atât de rar, este atât de rară iubirea aceea pură. Suntem bombardați permanent, dacă ne uităm în social media și în zona de TV, cu femeia trebuie mondenă, să fie independentă, așa, da. Da,
Ok, am trecut prin acel parcurs de independent woman, mi-a adus enorm de multe beneficii, însă mi-a luat și o altă latură, pe care astăzi îmi doresc să o cresc, să stau echilibrată pe un scaun, că un scaun are nevoie măcar de 3 picioare ca să stea stabil. Așa încât educația îți aduce o viață mai în echilibru, îți aduce sănătate mentală, îți deschide noi orizonturi. Și ai control asupra vieții în momentul în care știi anumite lucruri în plus și le aplici în viața ta. Știi, eu trăiesc pe principiu că viața nu se întâmplă, viața mi se întâmplă. Tot ceea ce vine către mine vine și cu, poate și cu o lecție, dar în același timp și cu o mare binecuvântare. În toate momentele grele pe care, poate că atunci nu vedeam o luminiță de la capătul tunelului, a fost cea mai mare binecuvântare ulterior. Dar exact cum spune și Steve Jobs, nu poți să conectezi punctele uitându-te în viitor, doar uitându-te în trecut, vei vedea de ce ai trăit un anumit lucru, de ce ai întâlnit un anumit om, de ce ți s-a întâmplat, ce ți s-a întâmplat. Chiar și atunci când un om pleacă din viața ta, înseamnă că s-a făcut loc să vină altul. Let him go. Da, da. Da, e până la urmă foarte, foarte interesant că majoritatea oamenilor trăiesc viața ca și cum li s-ar întâmpla. Și nu conștientizează că, de fapt, viața trebuie să fie, e ca un râu care curge la vale, dar tu îi dai sensul. Ca și când te-ai duce cu un caiac pe un râu de munte, da, ok, te duce și el, dar și tu îi dai sensul unde vrei să te duci. Și foarte mulți se postează în postura de victimă, crezând că lucrurile se întâmplă așa, haotic în viață, vin, asta a fost soarta, așa s-a întâmplat, așa a fost să fie. E adevărat că în anumite aspecte nu putem să controlăm lucrurile. Dacă începe un război, asta nu poți tu să controlezi. Sau dacă, eu știu, cade ceva peste tine, asta iară nu poți să controlezi. Dar când e vorba de alegeri, de viitor, de formare, de abilitățile pe care ți le dezvolți sau nu aici, corect, avem niște alegeri de făcut. Așa este. Ceea ce îmi doresc ca și mesaj să rămână poate în această seară este să nu fii ignorant, adică să-ți dorești să înveți și să rămâi în modul student până la finalul vieții tale. Adică să înveți, doar să acumulezi informații fără să le mai aplici. Nici pe departe, nu fără să le aplici, nu, să citești, să te duci să faci tot felul de cursuri, seminarii, training-uri. Din păcate, ce am observat este că devenim foarte profi pe meseria noastră, investim enorm, dar nu investim în a fi la fel de mult oameni, femei, soții, partenere de viață, adică să depunem aceeași energie și în alte laturi ale vieții noastre. Și asta nu înveți la școală. Asta înveți tu, pur și simplu, că îți dorești. Găsești un exemplu care te inspiră. Suntem în niște timpuri în care scrii pur și simplu pe Instagram. Știi? Îmi place foarte mult ce stil de viață ai, îmi place familia pe care tu ai. Eu am făcut-o. Eu am ajuns, am avut șansa când eram în primul meu proiect, să-i scriu doamnei Monica Tatoiu. Am scris pe Facebook, știți, vă admir, mă inspiră povestea dumneavoastră, mi-ar plăcea să vă cunosc. Și m-a invitat doamna Monica Tatoiu la dumneai acasă. Și mi-a acordat 2 ore din viața ei și mi-a dat o frază care mi-a schimbat parcursul. O frază care suna așa: du-te și călătorește, pentru că doar așa te poți îmbogăți. Cultural, spiritual, financiar, doar așa poți să știi exact ceea ce îți dorești, ceea ce vrei să faci cu viața ta, descoperind, explorând, nu stând într-un singur loc. Și mi-aduc aminte că mi-a dat fraza asta fix înainte când trebuia să plec în Statele Unite ale Americii și am luat viza din prima și fără să am, nu știu, ceva stabil în țară, dar energia cu care eu m-am dus când am dat interviu pentru viză și dorința mea de cunoaștere cât mai mult m-a ajutat să
admis, să spun așa, să iau din prima, da, și să am viză pe 10 ani și să plec în Statele Unite, nu știu, cred că a fost de 4-5 ori până acum. Da, uite, vezi, noi avem tendința să generalizăm lucrurile negative și refuzul. Da, dacă mă refuz, bun, te refuză, te refuză, dar de câte ori ai încercat să scrii? Uite, dacă nu scriai doamnei, tu nu puteai să... Poate că da, poate că nu ajungeam în state, poate nu aveam suficientă de multă încredere în mine să fac gestul ăsta. Dar eu cred că dacă tu îți dorești mai mult de la viață, dacă tu alegi să nu trăiești în ignoranță, nu are cum să nu vină informația către tine, să nu apară oamenii potriviți care să-ți întindă o mână. Doamna Monica Tatoiu, cu siguranță nici nu mai știe de parcursul meu ce s-a întâmplat de la acea întâlnire. Uite, o să afle de la 7 da! TV seara asta. Cred că au trecut 7-8 ani de atunci, doar că, nu știu, faptul că am avut curaj să-i scriu pe Facebook, faptul că mi-a acordat 2 ore, o frază pe care dumneavoastră mi-a spus-o, pur și simplu a schimbat foarte mult. A transformat multe în viața mea. Că viața nu schimbăm noi. Cei din exterior n-au cum să ne schimbe. Doar transformă bucăți mici. Cum crezi că ne putem schimba mintea? Cum ne putem ordona? Cum ne putem forma în așa fel încât să lucreze pentru binele nostru și nu împotriva noastră? Păi este un singur răspuns, prin disciplină. Da, deci e ca atunci, nu știu, când vrei să devii un foarte bun sportiv. E același lucru, că și mintea e tot un mușchi care trebuie antrenat continuu. Tu ce ai făcut ca să-ți dezvolți mintea și personalitatea? Deci mi-aduc aminte că atunci când am fost invitată de o prietenă la o cafea și m-a dus într-o sală de conferințe unde... Nu știu, oamenii vorbeau dintr-o dată despre viitor, vorbeau despre valori, vorbeau despre o filozofie frumoasă de viață și nu vorbeau despre alți oameni și despre lucruri ieftine. Am simțit că Dumnezeu mi-a pus mâna în cap și am zis, Doamne, îți sunt recunoscătoare pentru faptul că mi-ai dat posibilitatea, chiar dacă la perioada aceea aveam undeva la 28 de ani, 27 spre 28, să trăiesc experiența asta și... Să-mi doresc să rămân într-un astfel de mediu. Rămânând într-un astfel de mediu unde calitatea discuțiilor e alta, da? Nu mai vorbeam de haine și unghii, da, bine, noi le avem, fetele, da. Deci nu e ca și cum nu aș fi ipocrită să spun că nu e un lucru important pentru dar mine și zona asta. Nu sunt singurele preocupări. Nici pe departe, nu. Și dintr-o dată, cu acea lume care mi se punea la picioare, am început să citesc enorm. Eram avidă de informații. Mi-aduc aminte că îmi scriam în agende că sunt ca un taifun care înglobează cât mai multă informație și ulterior am găsit un mentor, un cuplu, de fapt, cu o familie frumoasă, cu un business sănătos în spate, cu o diferență mică de vârstă, adică mă regăseam în ei ca și parcurs și să mă las ghidată de filozofia lor frumoasă de viață. Și în momentul în care m-am simțit stăpână pe mine, am plecat de acolo, Răzvan. Da, mi-am luat zborul, a zis, domnule, gata, ai fost alături de noi în acest parcurs, ai evoluat foarte frumos, zboară. Și după aia ai devenit tu mentor. Da, asta a fost, nu e ca și cum mi-aș fi dorit. Am lucrat, să spun așa, pe zona asta de vânzări, am creat echipe de sute și de mii de oameni la nivel național și internațional. Era necesar să mă educ, era necesar să citesc, să particip la training-uri pe cibernetica creierului uman. Adică eu cred că sunt câțiva oameni în România care au făcut toate trainingurile lui Tony Robbins, cum am avut eu șansa să le fac, și informațiile pe care noi le învățam acolo despre natura umană, să le putem aplica astfel încât să dăm un plus de valoare oamenilor cu care interacționăm. Și vă spun sincer, în momentul de față, eu cumva m-am retras din zona asta de vânzări, însă cred că renumele meu a rămas și munca pe care eu am făcut-o atâția ani cu atât de multă pasiune încă mă recomandă, deși nu mai există nimic din ceea ce eu am construit. Și când te-am sunat eu pe tine ca să te invit la emisiune, știam că ești coach, trainer, da, ceva de genul ăsta, mentor.
Da, am lucrat cu foarte mulți oameni. Îmi doresc să cred că mi-am pus amprenta într-un mod frumos în viața lor și, mă rog, acum mă bucur de tot ce am construit și mă bucur că am știut nu doar să învăț, ci să aplic. Mentorul meu îmi spunea întotdeauna, citești un capitol și după aia ieși pe stradă. Vreau să văd cum te conectezi de la oamenii simpli până la oamenii cu un statut social, financiar. Mi-a reușit. Foarte bine, mi-a reușit, bravo. Da. Și de ce ai schimbat? De ce ai renunțat la cursul acesta al vieții? Acesta cu mentoratul, da, cu mentoratul și cu trainingurile. Nu știu dacă am renunțat, pentru că iubesc să fiu în compania oamenilor și cu siguranță o mică parte din ceea ce fac va rămâne în zona aceasta, însă, exact cum spuneam, avem nevoie de măcar 3 picioare ca să stăm stabil pe un scaun. Eu eram toată carieră, dacă întrebai Roxana Parasca, cap până în picioare scria carieră. Carieră, da. Cea mai nebună, cea mai așa, sparge toate recordurile, cea mai bună în vânzări. Un om foarte dedicat, da? Se spune că așa cum faci un lucru, cam așa le faci pe toate. Se vede și cred că din felul în care vorbesc că sunt pasională. Ei, imaginați-vă cum îmi făceam cariera. Și a venit pandemia, m-a prins la Roma, în Italia. Superbă povestea, da? Și acolo am avut timp, să mă gândesc. Numai eu trăiam într-un haos cumva așa, echipe, toată lumea avea situații, trebuia să răspund la telefon, eram peste tot plecată. Dispatcher. Da, un fel de dispatcher, da. Răspundea într-adevăr mai bine plătit. Da. Și am început să mă gândesc și mi-am dat seama că sunt și alte lucruri la fel de importante precum este cariera. Poate o familie, poate timpul pe care îl petrec cu părinții mei, care este la fel de valoros ca o recunoaștere pe scenă internațională. Pentru că anii aceștia nu mi-i mai dă nimeni înapoi și vreau să-i trăiesc cât mai în echilibru. Evident, nu puteam să ajung la modul ăsta de gândire dacă nu treceam prin toți pașii, să spun așa. Da, până la urmă nu e ceva rău. Eu cred că fiecare dintre noi, mai ales în prima parte a vieții, avem dorința asta de afirmare. De afirmare, pentru că trebuie să realizezi ceva. Dacă nu ai aplombul ăla emoțional și dorința să faci ceva, până la urmă, ok, cauți semnificația vieții, dar când e să spui altora, n-ai ce să spui, că n-ai făcut nimic, n-ai realizat. Da, sincer, mi-a plăcut. M-a încărcat destul de mult, însă după aceea mi-am dat seama că nu acesta este drumul pe care aș vrea să merg. Da, era frumos să fiu invitată în toată țara, oamenii să-și dorească să învețe de la mine, cum să devină mai buni, cum să știe să lucreze mai bine cu oamenii, însă vreau să trăiesc mai în armonie. Și evident că am început un alt studiu. Adică la fel, n-am renunțat. Ok, nu mai sunt în zona de vânzări. Gata, nu mai citesc. Nu mai particip la training-uri, nu mai retragi. Mă retrag și stau și să vedem ce se întâmplă, da. Nu, nici pe departe. Alte cursuri, alte seminarii. Să învăț să fiu mai feminină. Să învăț să fiu mai senzuală. Să învăț să fiu să învăț mai multe despre artă, despre designul de interior. Adică mi-am deschis o nouă latură. Hobby-uri, pasiuni, dans. Nu știu, acum urmează să merg la cursurile mele de dans, street dance, mă rog, adaptat timpurilor noastre. Cam și la asta. Trăiesc în două extreme, foarte elegantă și savuroasă așa, dar și bad girl, sport. Mai rebelă. Mai rebelă, da, da, da. Deci timp pentru mai multe laturi, să spun așa. Cum crezi tu că ar trebui să fie o familie ideală? Sau păi cred că tu ar trebui să-mi spui. Eu m-am uitat în Instagram-ul tău și chiar am spus unei prietene, zic, doamne, deci eu sunt invitată de un om care are o familie splendidă, are 3 copii și își declară dragostea pentru familie, pentru soția lui, cu atât de multă putere, cu atât de mult entuziasm, încât este unic, rar, deci nu știu cum. Că nu trăiesc experiența, cred că mai degrabă tu ești în măsură să ne spui. Dar pot să spun o fază. Un celebru realizator de podcast, nu să dau numele, stătea la un moment dat cu mine în bloc și
invita niște oameni în podcasturile respective care vorbeau despre echilibru, despre o viață sănătoasă. Mă rog, dacă o viață sănătoasă și în echilibru înseamnă că tu la 45 de ani să n-ai totuși o familie, dar să fii în postura în care să vorbești despre treaba asta, înseamnă că eu anulez tot ce am învățat. Mi-ar gândi că am făcut scrisoare. Deci i-am scris și am zis, uite, dragul meu, uite, eu respect faptul că ai niște invitați care poate sunt foarte buni pe alte zone, dar pe zona de echilibru, de viață sănătoasă, de lifestyle. De lifestyle ăsta, da, mai ales ca femeie, trebuie să știi rolul tău, că tu trebuie să devii mamă, trebuie să... Ok, poate sunt situații în care nu poți, dar măcar să ai un partener lângă. Asta înseamnă pentru mine echilibru, nu înseamnă doar carieră. Da, înseamnă toate laturile, să ai o viață socială frumoasă, să ai hobby-uri, să ai o relație. Ok, și am scris în scrisoare. Te rog, nu mai invita acea persoană, pentru că, din păcate, nu este calificată să vorbească despre lucrul acesta. Mai bine o chem pe soția ta să ne spune ea cum este să ai grijă de 3 copii, să ne spune ea cum are poate să aibă grijă de tine, care ești un om atât de expus, un bărbat atât de celebru, și cu toate astea ea să fie și frumoasă, să fie și mamă, să-ți fie și soție și parteneră și tot ce vrei tu. Ea poate să vorbească despre echilibru pentru că îl trăiește cumva sub o formă. E o realitate în viața ei, da. Așa nu este. Mi-a răspuns. Da, da, nu ți-a răspuns. Nu. Da, l-a trecut la tabouri. Ei, oricum, cred că acest echilibru în viață vine din complexitatea vieții. Dacă ești doar în partea de carieră și nu ai familie, nu poți să spui că ești echilibrat. Corect. Da, eu nu zic că nu poți să trăiești așa, poți să trăiești așa, dar dacă nu împărtășești dragostea cu cineva și dacă nu te dăruiești, în familie înveți cel mai frumos cum să te comporți, șlefuiești caracterul, te vezi cel mai bine, pentru că acolo nu mai porți mască. Corect. Și copiii tăi, soția ta, familia ta te știu cel mai bine cum ești și ce faci. Și de asta eu oricând îmi exprim dragostea asta și aprecierea față de Elena, pentru că este ceva unic, ceva special. Ea este. Și dacă nu ar fi ea, asta o spun de N ori, dacă nu ar fi ea, nu aș putea să fac ceea ce fac eu acum. Uite, acum când filmăm, ea este cu copiii acasă, îi aduce de la școală, se duce fetele la balet, le aduce înapoi, da, are grijă de casă. Deci, pur și simplu, sunt niște lucruri care nu se văd pe sticlă. Nu se văd pe sticlă și nu sunt atât de apreciate. Și la un moment dat poate deveni frustrant pentru o femeie lucrul ăsta, că faci niște lucruri care nu se văd. Dar este extraordinar ce face. Și pentru asta da, dar dacă tu încarci, e normal că și ea se vede undeva. Știi, e foarte simplu că sunt Că, nu, scuze că te întrerup. Tot ce vezi pe Instagram este postat de ea. Ceea ce scriu eu, scriu textul. Tot îmi spune în fiecare dimineață, dăm text pentru Instagram. Îi dau text pentru Instagram, ea face editarea la poze, la tot, textul, redactează și pune acolo. Deci tot ce se vede acolo frumos pe Instagram și pe rețelele de socializare e făcut de ea. Minunat, acum să-ți dea cât mai mulți oameni follow, să-ți vadă Instagram-ul și să vadă și latura... nu neapărat umană, dar și latura cealaltă, cea de familie, cea de soț, cea de tată, pentru că sunt foarte mulți trainer care există pe piață, care trainer, coach, mă rog, care propovăduiesc un anumit mesaj care poate că te ajută ca și informație, dar să fii feminină între 4 pereți acasă. Este super simplu, să meditezi și să trăiești într-o lume, într-o bulă la tine acasă, să nu te lovești de viața reală, că na, tu nu mai ieși, tu nu mai ai viață socială, tu nu mai interacționezi cu familia ta. Păi este super simplu. Nu văd cel mai... Hai să zicem că ai o viață mondenă, dar după aia vii acasă și tot singură. Tot, nu? da, absolut. Astfel că eu consider că dacă înveți, aplici. Eu nu pot să vin să vă învăț ceva ce nu am trăit. Da, zona de vânzări, am excelat.
Asta am făcut, am construit echipe, am lucrat cu oamenii. Oriunde te duci și întrebi de numele meu, cu siguranță îți pot spune. Era nebună. Știm asta. Astfel că mesajul pe care vreau să-l transmit, mai ales pentru oameni, și de foarte multe ori am făcut postări și în Instagram, aveți grijă de la cine învățați. Există atât de multă informație în social media, pe Google, în YouTube. Potop. Da, dar uitați-vă în primul rând dacă oamenii aplică în viața lor. Bă, dacă eu am învățat un lucru, da? Eu am învățat să gătesc. Gătesc, să văd că am citit de pe net, am văzut o rețetă, o aplic. Păi tu mă înveți despre echilibru și tu trăiești în haos. Sau trăiești în echilibru singur? Păi unde e echilibru? Echilibru e când ai 3 copii, vreo 2-3 animale, ai o soție sau un soț, unde te încearcă viața. Acolo e echilibru. Acolo mi-a arăs leadership, comunicare, răbdare, toate abilitățile posibile. Așa când ești tu singur la casă, singur. E, oricine poate. E ușor să vorbești, da. Sunt unii care țin cursuri de parenting și n-au copii. Biden. Deci atâtea lecții de viață știu să-ți dea, dar pe mine mă amuză chestia asta. Sau părinți care au eșuat în a-și educa copiii, copiilor au luat-o rău razna, sunt niște rebeli și țin ție cursuri cum să-ți educi copilul și cum să ți-l crești. Păi prima dată produsul tău finit este zero, da? Și atunci n-ai ce să mă înveți în domeniul ăsta. Corect. Asta este cât se poate de clar. În momentul în care vezi un copil bine educat, zici, da, uite, niște părinți care și-au îndeplinit menirea. Când vezi un om de afaceri care are succes, face milioane de euro din chestia asta și are succes, poate să te învețe. Când cineva e foarte bun pe vânzări, poate să te învețe, dar așa numai să citești din cărțile altora e mai complicat și nu prea ai credibilitate, nu? Ajută, ajută, deci nu se exclu. Ajută și asta că e informația brută, e absolut, informația brută. Dar fără să aplice degeaba, e cooperativa munca în zadar. Arată-mi, eu am avut nebunia asta de, dacă îmi plăcea, nu știu, de domnul Cristian Onețiu, să zicem. Mi-a plăcut, normal, o antreprenor de mare succes. Tăram, tăram, Instagram, aș vrea să, se poate, putea să spună nu. Corect? Da. Întrebarea nepusă, răspunsul, deja ai pierdut jumătate. Dacă nu pun întrebarea. Dacă pun întrebarea, poate 50% spune da. Și a spus da. Și am avut șansa să fac, să spun așa, și un Zoom call, să am și o întâlnire live cu dumnealui și să-mi dea niște ponturi despre business, despre mindset. Și până la urmă, dacă ne gândim așa, fiecare dintre noi avem blocajele acestea de a accesa influența și relaționarea cu anumite persoane care au realizări mai mari decât noi. E o teamă așa, o timiditate. Dacă o să mă respingă, dacă ai o motivație bună și vrei să faci ceva, hai să zic, te respinge unul, doi. Așa. Dar până la urmă, al treilea poate îți spune da. Și nu pierzi, câștigi. Hai să mergem un pic mai departe, să ne spui tot legat de autoeducație. De ce crezi că oamenii cu multă școală nu realizează atât de multe lucruri ca și cei care au mai puțină școală? Sunt niște statistici care pe mine mă năucesc. Foarte mulți oameni cu puțină școală au realizări financiare foarte, foarte mari. Asta nu înseamnă că sunt singurele realizări, că poate să aibă în artă și în alte domenii. Dar de ce se întâmplă ca oamenii cu puțină școală să exceleze în lumea asta financiară? Pentru că, în primul rând, și-au dorit mai mult de la viață decât le-a oferit școala. Eu am fost șefa clasei, cred că din clasa 1 până în 12, având un spirit mai de luptător. Și iubind să lucrez cu oamenii, am păstrat legătura, inclusiv cu colegii de generală. Și ne vedem o dată la 6 luni, suntem o gașcă de vreo 10-15 colegi care ne întâlnim. În mare parte, niciunul din cei care erau numărul 1, care învățau cel mai bine, nu participă la astfel de întâlniri. Pare ca o viață destul de ternă și deloc colorată și bogată, pentru că a urmat sistemul. Dacă urmezi sistemul, ajungi ca 90% din populația globului. Dacă tu începi să-ți dorești mai mult, îți dai seama, devii conștient de faptul că nu vreau să urmez aceiași pași. Și să-ți dorești mai mult înseamnă să ai acțiuni, precum v-am spus și eu mai devreme,
Hai să scriu cuiva, poate mă ajută. Hai să îndrăznesc, nu știu, să vând piulițe, să creez ceva. Și în momentul ăla apar oamenii potriviți. Îți vin ideile când tu îți dorești mai mult. Aseară am avut o întâlnire cu o doamnă pictor și cu care e posibil să încep să colaborez și am vrut doar să văd dacă ea își dorește. Dacă tu îți dorești, nu știi cum ți se deschide universul la picioarele tale și apare exact ceea ce tu ai nevoie. Astfel că, din experiența pe care eu o am și din ceea ce am văzut, atenție, destul de conectată cu oamenii, cu foștii mei colegi, cu oamenii cu care am interacționat și sunt, cred că, 10.000 care mi-au trecut prin mână, să spun așa, oamenii care au rămas specializați pe bucățica lor și n-au îndrăznit să citească mai mult, să învețe să pășească mai dincolo. Mult, da, au rămas într-o bulă. Poate că le e bine, poate că nu, nu știu. Ca și angajat, e ok, eu sunt perfect de acord că poate ai o anumită siguranță, poate ești într-o poziție de top, însă sunt multe issues, carențe, să spun așa, pe alte planuri. Și viața vorbește despre, cel puțin din punctul meu de vedere, vorbește despre a evolua, despre a învăța constant, de a fi în permanență autoeducare, pentru că prin autoeducare ești permanent în afara zonei de confort și când ești în afara, cu cât gradul de incertitudine este mai mare, cu atât calitatea vieții crește. Da? Să îndrăznești mai mult. De ce să stai într-un apartament cu 3 camere când poate îndrăznești să vii să stai într-o casă sau într-un penthouse sau să te muți la mare, că ăsta era visul tău de mic? Cine te limitează? Mintea ta, nimeni altcineva. De ce să rămânem doar în bula aceea? Eu acum câteva zile am fost la părinți să-i spun tatălui că eu mi-am pus o sumă nouă în minte pe care vreau să o îndeplinesc. Și tata îmi spunea că el și-a făcut provizii că dacă vine războiul să aibă făină și ulei, da, și okay, mâncare. Super, ce păză e tata, îl iubesc, da. E amuzant, suntem foarte contradictorii ca personalități și cu siguranță tata e un mic exemplu. Cred că mi-a aruncat-o și ca să mi-arate că prea îndrăznesc chiar foarte mult. Adică noi ne pregătim aici, da, de supraviețuire și tu visezi chestiile astea capitaliste. Vezi ce se întâmplă în lumea asta și tu iarăși ai venit cu povești tale. Păi e bine că în lumea asta există oameni și ca mine care își doresc mai mult și cu siguranță nu aș fi devenit atât de vizionară și atât de îndărătnică și atât de curajoasă doar urmând sistemul clasic pe care școala și societatea românească mi l-au impus. Da? Toți colegii mei care vin la aceste întâlniri, toți sunt foarte bine financiar, știu să se distreze, călătoresc enorm, sunt tonici permanent, sunt acolo, hai să fac, primii sunt, adică nu știu. Sunt plini de viață și entuziasmați. Da, au viață în viață, da, efectiv. Da. Când sunăm unul care este foarte prins cu viața lui, îți răspunde peste 3 zile, are o grază de situații, glumesc, nu vreau să judec, nu vreau să pun o etichetă, însă îmi doresc ca oamenii să înțeleagă că, deci cu cât își doresc mai mult să crească și să evolueze, cu atât li se transformă realitatea. Viața este 10% ce se întâmplă, 90% cum reacționezi la tot ce ți se întâmplă, da? Noi creăm. Da, există un tipar, în momentul în care ți se întâmplă ceva, să cauți scuze, motive, să vinovați? Dai vina pe alții, da, uite, mi se întâmplă asta, asta și asta, dar dacă stai foarte sincer cu tine să analizezi lucrurile, îți dai seama că aceste lucruri, în proporție de 90%, ți se întâmplă din cauza alegerilor tale, pe care tu nu le-ai conștientizat, așa ai fost învățat, dar ele, până la urmă, au efecte. Că ești conștient, că nu ești conștient, ele au efecte, e ca legea, te omoară, știi? Dacă corect, ai călcat-o, te-a pus după gratii. Partea interesantă este că la un moment dat am avut o problemă de sănătate, am fost internată în spital, am avut amigdalele scoase, trebuia să fie ceva super simplu și s-a complicat speța.
și eram internată în spital de vreo 3 zile cu pansamente cusute pe interior. Deci ceva infernal, deci infernul era, de durere, mă rog, saliva care se ducea și mai mă rugam, Doamne, dar de ce trăiesc experiența asta? Ce se întâmplă? Că bolile sunt în primul rând în plan spiritual și apoi se manifestă în plan fizic. Mama s-a îmbolnăvit în ultima zi, a răcit și a trimis o vecină. Care vecina asta a venit cu o carte, care acea carte se numește Rugăciuni cu puteri vindecătoare. Eu nu pot să spun că la momentul ăla aveam o relație, nu prea înțelegeam pe Dumnezeu, să spun așa. Și zic, Doamne, ce carte asta, am eu nevoie acum să citesc despre rugăciuni. Zic, ce trebuie să fac acum, să zici, și Sfânta Maria, nu știu, așa mi-o manea. Și iau cartea și deschid. Și în carte începea și îmi spunea că Dumnezeu, în momentul în care tu nu ești pe drumul potrivit, îți dă câte o pălmuță, te atenționează un pic așa, da. Pac, pac. Când vede că tu tot insiști, pac, îți direct, capac, da. Și asta înseamnă probleme de sănătate, tot felul de situații grele pe care cu toții la un moment dat în viață ajungem să le trăim. Important e cum le gestionăm și să înțelegem ce este în spate. Da? Există cauză și efect, da? Efectul am văzut, horror, era înspintecată, voiam să înțeleg cauza, să nu mai repet experiența asta niciodată. Și citesc cartea, pac, ce înseamnă bolile în plan spiritual, tot, cancer, diabet, probleme cu gâtul, amigdalele, mamă, și îmi spune acolo ce înseamnă zona asta de cu amigdalele, emoții reprimate, comunicare. Și cum ai reacționat când ai văzut realitatea? Când m-am confruntat cu realitatea, m-am întors în trecut și am zis, da, uite, aici așa, uite, aici așa, uite, cu prieteni, uite, cu iubitul, uite, cu mama, cu tata, tot. În momentul în care am avut claritate, nu o să niciodată, deci am înțeles cauza, de unde a plecat, m-am zis la baie, am vomitat și le-am scos singură, că trebuia să vină medicul să mi le taie de acolo și m-am culcat liniștită, relaxată, a venit domnul doctor a doua zi, Roxana, dar mai vrei să ți le scot? Că urlam, mai puteam, Doamne, dar nu puteți să mă lăsați cu astea în gât. Le-am scos singură, stați liniștit, am rezolvat-o, că eu am înțeles care a fost cauza. Și asta ce înseamnă? Că nu trăiesc în ignoranță, da? Înțeleg că mi s-a întâmplat un lucru, încep să cercetez. Cine a fost de vină că am trăit o experiență cu gâtul? Clar eu, 100%. Da? De ce am trăit-o? Hai, pune întrebările bune, conduc la răspunsuri și mai bune. Da, ai avut curajul să te vezi așa cum erai. Să mă confrunt cu realitatea, să faci schimbările. Pentru că în momentul în care oamenii sunt confruntați cu realitatea, ori resping ideea că nu e adevărat, ori se revoltă, ori se schimbă. Și cred că aici avem ceva de învățat. Am fost educați să facem aceleași lucruri greșite, pentru că așa le-am făcut de-a lungul timpului, ce mai face cineva altfel? Dacă toată lumea face așa, facem și noi. Da, dar uite că rezultatele nu sunt corespunzătoare. Da? Depinzi de altcineva, nu-ți crezi singur drumul în viață, nu ai control asupra vieții, și faci aceleași greșeli în continuare. Ce poți încuraja pe oameni să facă? Da, e povestea cu câinele care stă pe un cui. Era un vecin care se duce la celălalt și vede că câinele acela schelălăie. Doamne, dar de ce schelălăie câinele? Păi stă pe un cui. Păi de ce nu se dă la o parte? Păi nu doare prea tare. Așa sunt și foarte mulți din viața noastră. Când trebuie să ia decizii, când trebuie să facă o schimbare. Lasă-mă că merge și așa, și în relații, și în business-uri, și în carieră, și în multe aspecte. În multe, multe aspecte. Dacă nu te doare prea tare și e căldu și confortabil, keep going. Asta e, îți asumi. Să nu te iau la bătrânețe că spui, stai mai, că mi-ar fi plăcut să ies mai mult, mi-ar fi plăcut să călătoresc mai mult, mi-ar fi plăcut să ies din relația că nu era potrivită pentru mine, mi-ar fi plăcut să fac mai multe pentru mama și pentru tata. Nu-mi dă statul pensie pe care mi-o doresc. Da. Păi îți asumi. Sau schimbi ceva. Eu am trăznit, am plecat, mi-aduc aminte când am intrat în antreprenoriat și nu aveam nicio cunoștință de cam nimic. Cam în ce ani ai intrat în antreprenoriat? Băi, fix acum 10 ani, ceva de genul, 10 ani. Da, eram o tânără care mă îndrăznea să viseze că ea vrea să călătorească foarte mult, că vrea să fie înconjurată de altfel de oameni, că vrea să câștige altfel banii. Întotdeauna
am îndrăznit să cred că se poate să câștigi fără să te compromiți ca femeie dacă te duci. Adică omul vede în tine ce vezi tu în tine. Dacă tu te vezi ca o fată doar frumoasă, în cealaltă parte, omul ăla va vedea doar asta. Dacă tu te vezi o fată inteligentă și reușești să investești în mintea ta, investiția în mintea ta nu ți-o poate lua nimeni niciodată, case, averi, tot ce vrei tu, conturi, dispar, ce ai tu aici, nimeni niciodată, astfel că mi-am dorit foarte tare lucrul acesta și am atras oamenii potriviți, iar lucrurile au venit cu multă muncă. De aceea am renunțat la viața personală, deci am făcut un compromis, să spun așa, dar nu compromisurile prin care cineva să mă tragă în vreun fel de mânecă și să-mi spun, dacă nu eram eu, tu nu există asta. Nu, până niciodată. La urmă, fiecare are anumiți mentori, anumiți oameni care te inspiră. Eu m-am dus către ei. Munca grea... Doamna Tatăl, domnul Răzvan Pescu, domnul Onețiu, vă rog frumos, hello, sunt aici, vreau să învăț. Oferiți-mi informație. Și oamenii, cei mai de succes oameni sunt și cei mai umili. Sunt cei mai dorniți să te ajute. Pentru că și eu am plecat de acolo, da, da. Și aduc aminte. Stai, frate, că și eu am fost la fel. Și eu îmi doream să cresc, să evoluez, să învăț. Și poate că ceva mi-a întins mâna. Deci n-ai să vezi niciodată un om de succes real care să spună nu. Niciodată. Asta este o încurajare pentru telespectatorii noștri. Absolut. Care poate stau încă în zona aceea de teamă. Dar nu-i doare prea tare. Da, da, asta când e... te mișcă ceva, faci acțiunea, te duci într-o direcție, pur și simplu. Și ai încredere în tine că tot ce vine către tine este pentru creșterea ta. Eu am ieșit dintr-o relație care nu funcționa la momentul ăla, la 27 de ani, când probabil că trebuia să vin acasă căsătorită, da? Banii nu, relații nu, să zici că am stânga, dreapta, undeva, două telefoane și se rezolvă lucrurile. Și mama a zis că am înnebunit, că de ce? Că băiatul ăla era super, că liniște și pace. Păi nu era ceea ce îmi doream eu. Super, după 10 ani, de-a luat 10 ani. Dar la un moment dat m-a durut ceva. Da. Da, m-a durut ceva. Se zice că dușmanul unei vieți extraordinare e viață bună. Și aveam o viață bună. Și am făcut acțiunea, am dormit cu mama în pat, mă trezeam nopțile ca să am intimitate și îmi luam cărțile și mă puneam în cadă. La 4 dimineața nu mă deranja nimeni. Poc, citeam. Roxana, cum ne putem... construi un sistem de autoeducare scurt, așa, într-un minut? Un sistem. Păi nu știu, deci... Tu ce ai făcut ca să te autoeduci? Dorință. Dorință. Curaj. Disciplină. Oameni de calitate, curezi tot în jurul tău. Nu ți-au greșit cu nimic, da? Puși nu te evapori din mediul respectiv. Și ți-au energie. Ți-au energie și timp. Pierzi timp, da, da, să stai să-i explici. Plus că la un moment dat, când tu evoluezi, rămânând acolo, conversațiile nu mai sunt de calitate. Pe aceeași linie. Pe aceeași linie, da, e saltul prea mare pe cel pe care tu-l faci. Mentorship, cărți, traininguri. Da. Și acțiune. Masivă. Foarte multă acțiune. Masivă. Te duci în piață, te duci de la cum relaționezi cu vânzătorul de la casa, de la până la controlorul de pe tramvai. Tot ți se dă șansa să-ți exersezi abilitățile de comunicare, de empatie, de încredere, de curaj. Suntem la un clic distanță de oricine pe planeta asta. Mulțumim, Roxana, pentru experiența ta. Emoția puternică arată că ești foarte entuziasmată și că ai făcut ceea ce ne spui nouă aici. Mulțumesc. Îți mulțumim, da, pentru experiența pe care ne-ai împărtășit-o și te mai așteptăm cu drag la emisiunea de Sens Vieții. Mulțumesc din suflet și abia aștept să revin. Dragi telespectatori, am avut alături de noi această primă parte a emisiunii pe Roxana Parascan. Rămâneți alături de noi pentru că vom continua emisiunea cu tema Mintea care scrie viitorul. Revenim în câteva momente. Am revenit, dragi telespectatori, și dorim să continuăm discuția noastră cu tema Mintea care scrie viitorul împreună cu un alt invitat. Este vorba despre domnul Zoltan Vereș, specialist în dezvoltarea inteligenței emoționale. Bună seara, domnule Vereș, bine ați venit la emisiunea de Sens Vieții. Bună seara tuturor, bine v-am găsit pe toți!
Spuneți-ne cum poate să scrie mintea noastră viitorul și ce rol joacă ea în planificarea vieții și în obținerea succesului? O întrebare așa metafizică de-a dreptul, dar foarte importantă. Problema este că mintea noastră scrie viitorul că vrem, că nu vrem, funcționează că vrem, că nu vrem și dacă nu intervenim în mod conștient și intenționat, scrie cam cum vrea ea. La voia întâmplării. Cam cum a fost ea programată până la urmă. La voia întâmplării. Da. Știi cum, încă dacă ar putea să intervină niște întâmplări, ar fi interesant, poate ar mai schimba. Bine, din păcate scrie pe baza programării pe care am făcut-o conștient sau inconștient, pe care o facem sau nu o facem fiecare dintre noi. Cum ne putem forma o gândire de învingători? Depinde pentru fiecare ce înseamnă acest învingător. Pe mine mă distrează cum se promovează această idee de succes. Poți să fii de succes, poți să ajungi să... Și de obicei, nu pot să zic neapărat din păcate, dar bine să zic asta, cel mai ușor să măsori succesul în ziua de astăzi este prin bani. Ăsta e adevărul. Da? Bani și poziție socială, că acolo există o ierarhie, există un sistem mult mai ușor de urmărit. Foarte puțin, de exemplu, măsoară succesul prin starea pe care o au sau prin relațiile pe care le-au cultivat sau prin ceea ce lasă în urmă, de exemplu. Și atunci, n-aș da o rețetă de genul fii atent, poți să obții succesul făcând așa și făcând așa, pentru că fiecare ar fi cazul să-și definească succesul singur, dar, revin acum cu rețeta, în funcție de ceea ce denumești tu ca succes, ar fi foarte interesant să vezi care e drumul până acolo, da? Asta e primul lucru, adică să bagi niște informații, ca să creezi o hartă, după aceea să vezi care sunt aturile care te duc în direcția respectivă și care sunt limitările sau blocajele, dacă vrei, care te țin pe loc sau te duc în altă direcție. Asta este rețeta, varianta destul de simplă. Doar că asta se pune în practică în viața de zi cu zi. Adică nu merge cum am fost la un curs, mi-a dat cineva rețeta de succes, am mers acasă și după aia, mă apuc eu să fac o dată pe săptămână câte o meditație, nu știu care, de vizualizare și în rest mă duc înainte fără să mă gândesc la nimic, fără să schimb nimic, fără să mă observ, fără să schimb nimic la mine. Pauză totală. Da. Da, sunt multe rețete de tipul lămpii lui Aladdin și oamenii se duc acolo crezând că vor găsi succesul accesând acele formule sau aplicând anumite rețete și în felul ăsta să funcționeze ca prin minune. Dar de asta am întrebat, pentru că e important să pleci și de la o chestie teoretică atunci când te formezi, nu? Dacă n-ai informația, nu poți să schimbi nimic. Așa este. Numai că dacă ar fi doar informația, atunci toți care am mers la același curs, teoretic ar trebui să obținem aceleași rezultate. Doar că fiecare dintre noi luăm un set de informații noi pe care încercăm să setul respectiv de informații și toate informații să le îndesăm într-un set de informații care preexistent, da? După ce reușim sau nu să combinăm aceste informații, ar trebui să iasă un set de acțiuni de acolo. Da? Chiar și dacă cineva îți dă setul de acțiuni pe care să le faci, setul ăla de acțiuni trebuie integrat în acțiunea care există în acest moment în viața ta. Și atunci, în funcție de ce ai configurat înainte, da? Și la nivel mental și la nivel de acțiuni, iei setul nou de la un curs, de la undeva și de acolo începe drumul de fapt. Că lumea are senzația că drumul începe cum m-am înscris, am fost la curs. Da, după ce ai terminat cursul și ai informațiile și ai rețeta și ai harta, ceea ce consider că absolut toate nivelele și formele de educație pot să facă diferența, la un nivel sau altul, evident, depinde de fiecare. Dar unde ești tu, unde e nivelul ăsta, cu ce se potrivește și ce intră în conflict, va decide de fapt cât de repede avansezi, dacă pui în practică, nu pui în practică, avansezi, nu avansezi, de ce alte blocaje dai, poate ai nevoie de alt nivel de educație deja după primii pași, poate poți să mergi ani de zile cu aceleași informații și tot avansezi. Asta deja este rețeta personalizată a fiecăruia. Da, deci până la urmă trebuie să personalizăm pașii aceștia spre dezvoltare și fiecare aducem un aport acolo în dezvoltarea noastră și pe care îl livrăm după aceea oamenilor, că până la urmă în succesul ăsta ne vindem pe noi abilitățile noastre și ceea ce am dezvoltat ca să-i ajutăm pe oameni. Ce este inteligența emoțională și ce rol joacă ea în
dezvoltarea noastră și în reușită. Că aici sunteți specialist pe inteligența emoțională. Cum funcționează ea și ce este ea? Așa, o să răspund la întrebare răspunsul pe care îl dau oamenilor care mă întreabă de ce m-am apucat să predau inteligența emoțională. Că lumea mă întreabă, băi Zoltan, te-ai băgat în domeniul ăsta pentru că voiai să ajuți oamenii sau pentru că e un domeniu de viitor? Și aici, nu, zic sincer, m-am băgat în domeniul ăsta pentru că, unu, nu-mi place să sufăr, da? Nu-mi place să sufăr, nu-mi plac sentimentele, emoțiile neplăcute. Știu că toată lumea zice că nu le place, dar pentru mine inteligența emoțională chiar a fost o soluție să pot să gestionez și să depășesc aceste lucruri. Doi la mână, îți leneș de felul meu, îmi place să fiu foarte eficient, să nu pierd timpul, să nu pierd energia, îmi place mai mult să fac lucruri care îmi plac, nu alea care nu-mi plac. Și atunci, inteligența emoțională a fost setul de cunoștințe și abilități care, de fapt, ce îmi permite este, unu, să gestionez lumea mea interioară, adică stările pe care le am, gândurile pe care le am, și să reușesc să fiu mai eficient, mai conștient, mai obiectiv sau, hai să rămânem la eficient, în gestionarea lumii exterioare. Și cum funcționează inteligența emoțională? Pentru că sunt foarte mulți oameni cu diplome celebre, la universități celebre, care nu reușesc în viață să se afirme, ca să zic așa, în sensul că să fie foarte cunoscuți, să fie răzbătători. Sunt foarte conștiincioși, învață bine, iau note bune, dar nu reușesc. Sau sunt genial de-a dreptul unii dintre ei și nu reușesc să se afirme, pentru că inteligența emoțională este cea care se ocupă de relații până la urmă și îmbunătățirea relațiilor. În primul rând, relația cu tine, cu ce se petrece în capul tău, în emoțiile tale, și după aceea în relațiile cu ceilalți, pentru că asta e o consecință. Și atunci oamenii care nu sunt conștienți de propriile lor limite, de exemplu, adică poți să fii foarte inteligent, dar, de exemplu, să nu poți să gestionezi frustrarea. Da? Și atunci ești foarte inteligent, informațiile în capul tău sunt geniale, ai idei geniale, poți să le și expui, dar în momentul în care te apucă frustrarea, de exemplu, poți să strici tot ce ai construit, să faci un pas înainte, doi înapoi. Da? Mi-amintesc tatăl meu, de exemplu, de la el am învățat nervi, am moștenit nervi, de exemplu. Ce făcea? Era genial, l-a construit tot felul de chestii, dar când se enerva că ceva nu e așa cum voia el, efectiv, uneori spărgea fizic acele lucruri pe care le construise zile întregi. Știi? Și cam ăsta e fenomenul, cumva, care ilustrează foarte bine de cât de important este autocontrolul. Și nu-i vorba acum, am dat exemplu extrem de ce înseamnă să distrugi fizic, dar gândiți-vă ce înseamnă relații chestia asta. Cât muncești ca să te conectezi cu un om, să construiești o relație și după aceea la primul deranj sau primul conflict de valori sau primul moment în care nu reușești să te controlezi, să dai cu piciorul sau să iei la fugă doar pentru că sunt niște stări până la urmă. Adică construiești o relație în poate luni de zile sau poate ani de zile și apare o stare care spune un filtru asupra lumii și din filtrul respectiv e o decizie care strică tot, de fapt. Da, și e foarte ușor să strici tot în momentul în care răbufnești, construiești foarte greu o relație, construiești foarte greu anumite punți între oameni și pentru că ai o frustrare, o neîmplinire sau chiar o slăbiciune, un moment în care ești vulnerabil, în momentul ăla ai stricat absolut tot. Da. Cum putem să dezvoltăm inteligența aceasta emoțională? Uite, ca să pun într-o manieră foarte pragmatică, emoțiile, stările noastre, au un rol biologic, da? Au niște funcționalități. De exemplu, teama, acum am avut un training despre teamă înainte chiar de emisiune, la o firmă, și explicam teama, are un rost, un rol, un mesaj. Mesajul fricii, de exemplu, este nu ești pregătit pentru ceea ce urmează. Atât de simplu. Da? Asta e mesajul. Da? Nu este cazul să dai în retragere doar pentru că vine un mesaj care spune nu ești pregătit, ci ar fi bine să iei filtrul acela pe care ți-l pune o emoție, pentru că fiecare emoție pune un filtru. De exemplu, starea de îndrăgostire, toată lumea știe care pune un filtru. Roz, da? Toată lumea știe că nervii îți pune un filtru, ura îți pune un filtru. Toate sunt filtre. Nu, lumea nu arată așa cum o vedem noi. Lumea arată foarte diferit, doar că noi avem filtrele emoțiilor care modulează imaginea respectivă. Inteligența emoțională înseamnă să fii conștient de propriile tale filtre. Să-ți dai seama că în acest moment am o stare de care mă face să... Da? Și de acolo să te gândești, măi, oare impulsul ăsta pe care l-am în acest moment, cum zice prietenul meu, psiholog Petre Nepot, de jos în sus, adică din instinct vine un impuls, un mesaj care zice, măi, dă-i una. Și inteligent, sau retrage-te, sau n-ai chef, sau nu-mi vine.
nu știu, nu-mi place. Da? Toate astea sunt niște mesaje informaționale care vin de jos în sus și inteligența emoțională este cea care îți zice, nu mă puțin, chestia asta acum mă ajută sau nu mă ajută în situația asta? Mă duce în direcția în care vreau să mă duc conștient sau nu? Mă duce către valorile mele? Mă duce către ceea ce mi-am planificat sau mi-am propus? Sau mă încurcă în treaba asta? Da? Inclusiv în relații. Noi nu ne gândim ce rol au relațiile noastre, de exemplu. Da? De ce sunt în relația asta? Adică noi ce facem aici împreună? Știi? În afară de faptul că suntem, nu știu, prieteni, suntem iubiți, suntem soți, dar ce facem, ce construim de fapt împreună? Prin interacțiune de zi cu zi, adică noi zilnic lucrăm la relație și o ducem într-o direcție sau alta, că nu există nimic din jurul nostru care nu se dezvoltă într-o direcție sau alta. Dar în ce direcție se dezvoltă, depinde dacă îți dai seama și conștientizezi sau nu cu ce contribui la acea dezvoltare și după aceea să modelezi. Și asta înseamnă inteligența emoțională. E foarte important să înțelegem sufletul nostru și să înțelegem cum funcționează această inteligență emoțională, pentru că s-a pus foarte mult accentul pe inteligența, pe IQ, da? Pe nivelul de inteligență, de cunoaștere, și erau acele teste cu tot felul de pătrățele și cu liniuțe și cu romburi care vă spun dacă ești prost sau dacă ești deștept. Da. Exagerez puțin. Va fi importantă și inteligența aceasta, dar până la urmă cred că majoritatea oamenilor au probleme la inteligența emoțională. Și dacă nu e așa, puteți să mă contraziceți. Este așa și arată foarte bine cum a evoluat lumea, pentru că, uite, din punct de vedere a tehnologiei care ține de IQ, da? Tehnologia, efectiv, modul în care iei niște informații existente, le combin și evoluează tehnologia, asta ține de modul în care iei informații, le manipulezi, tot ce înseamnă inginerie, da? Tehnologia. A evoluat la nivelul la care, după cum am văzut diverse documentare, am fi capabili să trăim pe o planetă absolut sublimă, să aibă toată lumea de toate, să avem grijă de alții, da? Asta e tehnologia. În același timp, dacă ne uităm un pic ce se întâmplă acum în lume, suntem la nivel de conștiință de animale. Da? Care luptă pentru teritoriu, care luptă pentru resurse, care se bat, care sunt dispuși să omoare alți oameni doar pentru că trebuie să acaparez niște lucruri sau pentru că nu mă simt în siguranță, irrelevant. Da? Asta e instinct de animal, nu este, n-are nicio legătură cu natura umană superioară. Și atunci, tehnologia a evoluat, inteligența noastră cognitivă, rațională, fai mamă, a dat niște roade extraordinare, dar inteligența emoțională care ne face să ne punem întrebări, bă, chiar nu există o soluție să discutăm despre chestia, chiar nu putem să ne înțelegem cu tot spațiul ăsta pe care îl avem, toate resursele pe care le avem, chiar nu există variantă în care noi să trăim bine împreună, da? Și de aici se vede contrastul și se vede cât de important ar fi fost să ne ocupăm și de această inteligență emoțională, pentru că n-am ținut pasul. Da? Deci nivelul nostru de conștiință, deși avem funcțiile superioare, modul în care reacționăm și gestionăm situațiile e cam unde a fost acum poate câteva zeci de mii de ani sau câteva mii de ani ce puțin. Putem spune că am involuat din punct de vedere emoțional. Eu aș zice stagnat, ca să nu fim răi. Hai să zicem doar că n-am apucat să evoluăm. Că nu prea merge cu stagnatul. Dacă stai, te duci în jos. Dumneavoastră credeți în soartă? Mergem un pic în zona mai abstractă. Eu cred în niște legi universale. Puteți să-i spuneți legea lui Dumnezeu, legea lui Universului, cum vreți. Cred în niște legi care sunt nenegociabile și nediferențiate față de om, pe care fiecare dintre noi suntem obligați să le respectăm conștient sau inconștient, legi pe care nu le înțelegem. Chiar am avut o discuție foarte interesantă cu un pastor, discutăm despre inteligența emoțională și explicațiile legate de modul în care creăm inconștient tot ce e în jurul nostru și spunea, dânsul spunea, da, dar uite, miracolele lui Dumnezeu nu au o explicație. Și am zis, eu cred că au, doar că încă nu suntem suficient de înțelepți ca să le înțelegem, asta e singura, dar ele au o explicație rațională și, cum zic, au logică, nu rațională, au logică, da? Au un sens. Da? Și miracole se integrează într-un set de reguli. Asta e convingerea mea. Și cred în acest sistem perfect pus la punct, care nu este cu pile și cu așa cum suntem noi oamenii, da? Totuși vorbim de un nivel universal, da? Și un sistem din care noi facem parte cu niște sisteme din noi, noi nu suntem în stare să le înțelegem nici măcar pe ale noastre, adică ce se întâmplă aici, dar începem să ne prindem cam cum merge asta, legea asta a
cum era The Secret, care a apărut, tot felul de documentare care ne explică fizică cuantică, stai puțin, că totuși gândul creează, totuși gândul ne creează, apa este receptivă, subconștient, familie. Începem să punem cumva cap la cap și am această convingere că la un moment dat ceea ce numim noi soarta acum o să aibă o explicație foarte tehnică. Ce putem controla noi și ce nu putem controla în viața noastră? Acum, legile astea am văzut că nu le putem controla, dar ce putem controla astfel încât viața noastră să se schimbe? Pentru că noi vrem să pricepem legile universale, să le controlăm, astea nu le putem controla. Dar ce putem controla în viața noastră astfel încât să avem o viață mai bună și să ne dezvoltăm emoțional, intelectual? Apropo de nevoia asta de control, și am ajuns la nivelul ăsta al umanității în care vrem să creăm o altă entitate, să creăm inteligența artificială, dar nu suntem în stare să ne educăm copiii noștri să iasă ca lumea, știi? Da. Dar trebuie să creăm altceva care e mai șmecher și mai mare. Ce consider eu că putem să controlăm în primul rând și un lucru care depinde doar de noi și depinde în fiecare situație doar de noi este starea pe care o avem. Mai dificil sau mai ușor, dar fiecare dintre noi putem să ajungem să ne gestionăm stările. Nu pe toate, nu în fiecare situație, dar consider că, nu știu, hai să-i spunem obligație morală, dacă vrem să mergem pe cuvinte mari, obligația morală a fiecare dintre noi ar fi să evalueze ce aduce în lume prin starea pe care o are. Și atenție, starea care se desfășoară la toate nivelurile, nu doar ce spun, nu doar ce exprim efectiv, intenționat, ci tot ce se întâmplă în noi. Pentru că toate stările noastre se transmit mai departe. Avem 43 de grupe musculare pe față, din care câteva sunt pentru mestecat și câteva pentru clipit și o grămadă sunt doar ca să exprime emoții, n-au neapărat funcționalități în afară de asta. Da? Să exprime emoții și nu putem să ne ascundem. Noi transmitem emoții în fiecare clipă. Degeaba ne ascundem de copii, degeaba nu spui colegului, degeaba nu spui că tu critici. Dar toate lucrurile care se petrec în capul nostru se transmit mai departe, creează așa un val. Fiecare dintre noi aducem ceva în relația cu ceilalți prin ceea ce trăim în capul nostru. Și asta consider că e responsabilitatea fiecăruia și asta garantat o poate controla fiecare, cu antrenament mai mult sau mai puțin. Și asta ar fi cumva, ăsta ar fi locul de unde ar trebui să pornească toată nevoia noastră de control, de a gestiona. Nu să tot schimbăm pe ceilalți, să tot schimbăm universul, să tot schimbăm totul în jurul nostru și în același timp nu suntem în stare să schimbăm chestii elementare care se petrece aici, în capul nostru. E cel mai greu să te schimbi pe tine. De ce unii oameni nu-și doresc aproape nimic de la viață? Sau de ce își doresc atât de puțin de la viață? Da, asta din nou așa o întrebare mai mult filozofică, dar consider că fiecare dintre noi suntem unici și consider că fiecare dintre noi, hai să spunem așa, suntem pe o anumită treaptă evoluție și nu mă refer ca nivel, ci mă refer ca drum personal. Da? Adică am cunoscut oameni, de exemplu, șoferi de taxi. Da? Omul asta a făcut toată viața lui. Dar toți copiii lui au casă, i-a oferit copiilor lui tot ce au avut nevoie, omul este foarte mulțumit de viața lui, o stare de împăcare, o prezență foarte faină pentru ceilalți. Și întrebarea este, oare aduce ăsta mai puțin decât un director de multinațională la care angajații când el vine pe coridori fac semnul la altul că vezi că vine generalul? Da? Asta e o întrebare așa, de asta e că e o chestie filozofică de ce înseamnă de fapt acest mai mult, apropo de succes. Da. Că într-adevăr, din punct de vedere ierarhic și financiar, limita, acum citesc o carte foarte interesantă despre miliardari și modul în care gândesc ei. Și culmea este că cei care au ajuns miliardari, și am discutat cu persoana care a scris cartea respectivă, care a intervievat acest miliardar, miliardarii respectivi au o ambiție și un vis și într-adevăr o vână în ei, deci doresc mai mult, dar culmea niciodată n-a fost despre bani. Poate la început a fost motivatorul frustrarea că n-au, dar ca să ajungi să gândești atât de mare și să ai impact atât de mare, să ajungi acolo, e nevoie de altă motivație, nu banii sau nu poziția socială, un vis, ceva care să aducă un impact. Dar știi, culmea, apropo de studiile lui Daniel Goleman, fiecare dintre noi avem relații directe undeva până în 100, cu până în 150 de oameni. Da? Cam asta este statistica. Și culmea, și eu am impact în viața la 150 de oameni și tu ai impact în viața la 150 de oameni, da? Și fiecare dintre noi, dacă avem impact în viața la 150 de oameni, întrebarea este, care are o realizare mai mare sau mai mică? Da.
Nu mă refeream neapărat la succesul acesta financiar, dar se poate observa că, având o imagine proastă de sine, foarte mulți oameni încetează să lupte, încetează să aibă o dorință să crească mai mult, să-și pună în valoare acele abilități și talente pe care Dumnezeu li le-a dat. Și atunci, pur și simplu, îngroapă acele talente și nu mai vor să se dezvolte. Nu știu, n-au încredere în ei sau ce se întâmplă cu ei? Foarte mulți oameni, într-o formă, deci odată, e programarea pe care noi avem cu care plecăm, da? Am cunoscut oameni, de exemplu, care au plecat de la țară, dintr-o localitate spălată de ape și cu alunecări de teren și cu total imposibilități, da? Și ajuns de în acest moment, educă pe unii dintre cei mai mari oameni de afaceri din țara asta și educă într-o direcție absolut genială, da? Și armonioasă, și el a trecut prin foarte multe. Și atunci există fundația, da? Pe care noi construim, da? Cu ce plecăm, informații, șabloane emoționale, experiențe în trecut, la care mai adăugăm niște lucruri. Da? Experiența pe care o adaugi. Ei, modul în care adaugi experiența asta va face diferența. Dacă tu percepi ce se întâmplă, tuturor ni se întâmplă chestii nasoare. Hai să recunoaștem, unora mai multe, altora mai puține, sau mai mult sau puțin nasoare, dar fiecare încasăm niște, hai să spunem, lovituri de la viață. Da? Ei, modul în care gestionezi ce se încasează aici, de fapt, modelează cu ce ai plecat și ajunge să te facă să vrei mai mult sau să vrei mai puțin, să crești sau să crești mai mult sau mai puțin. Eu, când vine vorba de evoluția umană, mi-e place foarte mult să mă uit la natură, pentru că natura mi se pare că, nu știu, reflectă cel mai pur aceste legi ale Dumnezeu. Asta e percepția mea. Și când mă uit la natură și te uiți la diverse plante, hai să zicem copaci, da? Sunt copaci care cresc mic. Sunt copaci mici, dar dau fructe, de exemplu, da? Fructe pe care oamenii le mănâncă. Aia nu cresc foarte mari, care fac multe fructe. Sunt copaci care cresc imens, imens, de efectiv. Știi, când e ca și cum când mănânci merele alea și zici, Doamne, îți mulțumesc că mă hrănești și cumva ai o stare de cunoștință pentru bunătatea lui Dumnezeu și când vezi un copac de la care e cât un bloc, acolo pleci capul și recunoști umilința lui Dumnezeu, știi? Adică măreția lui Dumnezeu prin stare de umilință, smerenie. Ei, ceva de genul ăsta văd eu oamenii și fiecare cumva, într-o formă sau alta, aduce niște lucruri, dar el, dacă e capabil să-și întinde rădăcinile, să-și ia ce are nevoie, dacă își întinde, dacă, nu știu, crește în umbra cuiva, dacă poate să, știi, să se întindă un pic, să ia mai mult soare, asta deja depinde de fiecare. Și câteodată mă gândesc, așa stau și mă gândesc, bă, câtă răbdare mai are Dumnezeu cu noi decât stăm în chestiile astea, dar... Plecăm tot de la exemplul pe care l-ați dat, ce ar fi dacă merele ar crește în stejari? Cine ar mai ajunge la ele, nu? Da, aici natura, fiecare dintre noi avem anumite talente și anumite abilități, într-adevăr, pe care putem să le punem în valoare sau nu. Nu cred că stă nimeni cu bățul după noi să zică, nu, Zoltan, hai că trebuie să faci, trebuie să mergi, pentru că universul ăsta o să funcționeze la fel de bine cu sau fără mine. Cei care au de învățat lucruri o să învețe cu sau fără mine din alte surse. E treaba mea și responsabilitatea mea să-mi împlinesc menirea. Nu este treaba nimănui să tragă de mine. Și da, doare, mai ales dacă ne uităm la persoane apropiate, poate ne uităm la părinți, poate ne uităm la cunoștințe care zic, bă, dar știi cât ar fi avut sau cât ar avea să ofere și e pierdut în, da, dar nu pot aia, nu reușesc aia, mă chinui așa, da, dar vecinul ce face, cățelul... Tot ce poți să faci e să aduci un exemplu, asta e principiul meu. Tot ce poți să faci e să fii un exemplu, nu să dai exemple, asta știe să facă toată lumea, e să fii un exemplu de ceea ce consider că e valoros, într-adevăr, și după aceea a doua condiție ca să ajungi pe cei din jurul tău, iubirea necondiționată. Adică dacă poți să accepti oamenii așa cum sunt și să-i iubești și să le dai exemplu, atunci acea încărcătură consider că poate să creeze cumva un cadru în care ei să iasă din zona aceea. Ce se întâmplă în mintea noastră atunci când rostim cuvinte, idei și expresii limitative? Da, aici ne băgăm într-o zonă controversată un pic, pentru că tocmai aici am o serie de podcast-uri în care iau citate motivaționale din dezvoltarea personală și le desfințez de obicei sau le dezbat cu colega mea, pentru că foarte mult s-a pus accent pe un nivel care, din punctul meu de vedere, este superficial și anume nivelul mental-verbal, da? În care noi verbalizăm lucruri. Bun, este un nivel de la care e unealtă sau ăla e nivelul pe care noi putem să-l prindem și să-l conștientizăm și să ne jucăm cu el. Da? Da. Dar există încă două nivele de desubt.
Un alt nivel sunt emoțiile, stările pe care le avem, care sunt mult mai subtile. Da? Nu sunt atât de pe înțelesul nostru cum e câte un gând care spune în cuvinte lucruri. Da? Emoțiile respective sunt starea care apare în corp la o intensitate mai mare sau mai mică. Da? Nu, unii își dau seama doar când sunt nervoși la 10, alții își dau seama de iritare de 0,03. Aici depinde de fiecare, cât de conștient ești. Și sub emoții este nivelul la care, de fapt, se întâmplă tot jocul. Da? Sub emoții este nivelul de asocieri sau gânduri inconștiente. Eu le spun gânduri inconștiente, că ești ceea ce gândești, nu se referă la frazele pe care le repeți în minte, ci se referă la asocierile pe care le ai la nivel subconștient cu diverse lucruri. Și atunci, ce se întâmplă la nivel subconștient nu putem să vedem, că de-aia se numește subconștient. Da? E o complexitate foarte mare de procese, doar imaginați-vă că de 5 ori pe secundă creierul nostru scanează tot ce se află în jurul nostru prin toate simțurile, compară cu trecutul, cu ce s-a întâmplat în trecutul nostru și iau decizie de cum ar trebui să reacționăm. 5 ori pe secundă, cum a fost ziua de astăzi. Da? Ei, complexitatea asta de analiză informațională, de procese, n-ai cum să le conștientizezi, că o luăm razna. Și atunci modul în care comunică toate aceste procese profunde sunt emoțiile. Da? Starea care iese la suprafață îți dă de înțeles care e concluzia acestui sistem genial de valoare și vine starea și starea se traduce după aceea în gânduri, în cuvinte. Da? Verbalizăm starea. Cum te simți? Și începi să te gândești cum te simți și să pui în cuvinte, dar de fapt tu te conectezi cu starea respectivă ca să poți să o pui în cuvinte. Da? Starea reprezintă o complexitate mult mai mare, culmea, decât cuvintele. Cuvintele ciopârțesc emoțiile, de fapt. Sunt doar, da, la suprafață. Exact. Și atunci, partea asta de convingeri, de fapt, ok, când îți apare un gând, da? e un semn, e ca și cum tu ai auzit ecoul a ce se petrece în tine. Dacă tu ai senzația că, ok, eu sunt atent la ecou și schimb ecourile, doar asta contează până la un nivel o să aibă impact chestia asta. Sau poate pe moment, dar pe termen lung nu. Adică gândește-te cât efect crezi că are să mergi în fiecare dimineață să repezi de 20 de ori în oglindă sunt milionar, sunt milionar. Știi ce efect are? O să spargi oglinda după câteva zile. Asta să fie efectul. Sau te tâmpești de cap. Da, pentru că cei care au adus niște metode și au venit cu niște unelte care țin de schimbarea minții, cum e și NLP-ul, de exemplu, programele neolingvistică, da? Culmea că ei țin cont foarte mult de emoția care e în spate și cum se simte în corp și ce imagini îți apar, da? Ce filme îți merg, pentru că ce se întâmplă acolo în adâncime e prin filme. Îți dau un exemplu, e acea expresie cu, de exemplu, banii se fac greu, da? Convingere limitativă, da? Să mergem la concret. Când spui banii se fac greu, nu este despre frază, este despre filmul pe care îl ai tu și, atenție, e un film. E un film în care tu, o parte din tine se duce înapoi în copilărie de cum se făceau banii, cum făcea tata, mama banii, cum ai făcut tu ultimii ani banii respectiv, pe cine cunoști în jurul tău. Că venea tata cu bășici acasă, cu bătături, da, cu mâinile, exact, crăpate. Exact. Deci de moși strămoși noi avem aceste filme de cum se fac banii, de cum se obține sau cum se obține bogăție, că oamenii bogați sunt toți răi. Da? Adică dacă te uiți la toate știrile și toate informațiile care circulă la nivel subconștient colectiv, îți dai seama că e un film foarte complex despre oamenii bogați, despre bani, despre cum sunt lucrurile astea. Fraza aia pe care tu o spui în minte e doar un ecou. Și atunci e foarte important să înțelegi că dacă vrei să rescrii acest gen de convingeri limitative, trebuie să iei fraza, să găsești filmul de la care pleacă chestia respectivă și să schimbi filmul. Adică, de exemplu, dacă ai senzația asta că toți oamenii bogați sunt răi, dar tu ai vrea să ajungi totuși să deții o anumită sumă de bani, va trebui să găsești oameni care sunt foarte faini, care sunt așa cum îți place ție oamenii și care au foarte mulți bani. Ca să se schimbe filmul respectiv și tu trebuie să-i demonstrezi că, uite, fii atent, știu că asta e realitatea ta, e ok, nu e o problemă, dar uite-te că sunt și de aia, uite-te și de aia, uite-te și de aia. Îți dau un exemplu concret. Lucram cu un tip care lucra în network marketing, da? Nu reușea să depășească un anumit nivel de evoluție în carieră. Ani de zile era acolo deja. Și a venit la mine și zice, uite, Zoltan, nu reușesc să ajung, am încercat, am încercat, și zic, ok, zi-mi, te rog frumos, care sunt acei lideri care sunt la nivelul la care vrei tu să ajungi, de care îți place? Și lideri de cum ai vrea și tu să fii ca om. Și am văzut omul cum scanează, zice, nu, nu-mi place, niciunul nu-mi place, ok, nu, o să ajungi acolo. Adică te uiți acolo și te zice, și practic, schimbând filmul, se poate schimba și povestea vieții, nu? Da. Și realizările se pot schimba. Exact, da.
Da, pentru asta trebuie să fii foarte sincer cu tine și să accepți niște lecții dureroase de viață și să te schimbi. Și să ai foarte multă răbdare, pentru că rescrierea acestor programe nu se întâmplă pentru că ai fost la un curs sau pentru că ai citit o carte sau pentru că ți-ai repetat o frază timp de 21 de zile. Ci se întâmplă treptat, pas cu pas, vezi schimbări micuțe de care mulți nu se bucură, sunt frustrați că nu se întâmplă schimbarea mare, după aceea dau în ei, se supără pe ei, aia nu funcționează, se mută la altă metodă și uite așa stai pe loc cu ani câteodată, în loc să zici ok, mai puțin, eu mi-am format un obicei, am un tabel săptămânal. Dai că arăt cum arată, ca să înțeleagă toată lumea cum funcționează. Nu trebuie să citiți că nu asta este ideea, dar ca și formă. Știi? Oricum nu înțelegem. Numai dacă ne explici. Ideea e că eu îmi propun să-mi instalez un obicei. Pentru mine aia înseamnă că monitorizez obiceiul. Și mulți ce zic? Măi, deci de acum mi-am dat seama cititul e foarte important, vreau să citesc o oră în fiecare zi. Și întrebarea este, ok, cât ai citit până acum zilnic? Deloc. Poate ar fi bine 5 minute pe săptămână, gen 10, ne? La început. Noi vrem să facem schimbări mari și nu ne dăm seama că dacă n-ai făcut până acum ceva, să faci o schimbare foarte mare pentru creierul tău, e ceva ce poți încerca pe ele, neniștii, te lasă, încerci, așa. Nu o să reușești niciodată. Da? Nu o să reușești niciodată, da. Da? Deci, e saltul prea mare. Da, exact. E prea departe imaginea de sine, de cine ești tu cu varianta ta nouă față de cine ai fost până acum. Și instinctul de conservare, care nu este inamicul nostru, este un mecanism simplu al creierului, este chiar prietenul nostru dacă ne gândim la obiceiuri bune. Da? Adică nu trebuie să depui un efort ca să te speri pe dinți în fiecare dimineață. Da? Pentru că odată ce ai instalat obiceiul, oricât te grăbi, oricât merge, e ca și cum chestia asta e normală. Ei, acel normal al nostru și acea zonă de confort despre care se tot discută nu este un lucru rău. Multă lume folosește zona de confort în contextul de lene. Da? Zona de confort nu e egal cu lene. Zona de confort egal ceea ce îmi vine în mod natural. Unde mă simt eu confortabil în sensul de cu ăsta sunt obișnuit. Pentru unii zona de confort este zona de suferință. Adică pentru unii să sufere se află în zona de confort. Da? Și atunci, eu, de exemplu, mă simt foarte confortabil să nu mă droghez. Da? E mine natural să nu fac chestia asta. Să vine cineva și zice, Zoltan, trebuie să ieși din zona de confort neapărat. Nu vreau. Da? Vreau să ies din zona de confort în momentul în care vine vorba de, poate, limite financiare, limita, nu știu, contextelor în care îmi dezvolt profesia sau lucruri de genul acesta pe care mi le propun în mod conștient. Da? Și atunci, asta e toată șmecheria, că inerția asta vine și te trage înapoi. Și tabelul meu săptămânal nu este despre făcut în fiecare zi. Este despre, mă uit la final de săptămână și zic, nu, am făcut de două ori câte 10 minute. Okay. De exemplu, am învățat limbi străine. Stau și mă gândesc, noi am făcut limbi străine în liceu, două ore pe săptămână maxim, timp de 4 ani, da? Cu pauze, da? De vacanță și de alte perioade. Dar am învățat o limbă străină și am zis, ok, deci aia înseamnă că dacă eu reușesc să fac 10 minute de 3-4 ori pe săptămână, eu practic, mai ales că acum învăț un pic mai repede și am metode mai eficiente, probabil că undeva în 3-4 ani pot să vorbesc limba străină. Da. Dar ce fac oamenii? Nu. Deci eu în două luni trebuie să vorbesc limba străină. Ok, dacă îți cere profesia sau așa, atunci aloci resursele pe măsură. Intri pe intensiv. Da. Dar asta zic că evoluția pentru mine, din nou, natură. Tot le zic oameni, măi, există primăvară care crești, frate, de rupt tot, că ai fost la un curs, aplici, practici, vin rezultatele, vezi schimbare de la o săptămână la alta. Vine vara în care platou și nu mai crești așa. Știi? Și lumea zice, bă, nu mai funcționează ce am făcut. Ba da, relaxează-te, o să vină toamna, stai un pic. În care toamna când vine, ție pare că te trage înapoi totul, că nu funcționează, că nu merge. Iarna, hai să scoatem toți copacii, că uite-te, că nu este nimic viu. Dar și oamenii nu înțeleg că inclusiv biologic avem aceste cicluri. Faptul că iarna suntem mai rigizi, că stăm în bârlog, asta e natura noastră, să stăm în peșteră de niște mii de ani. Și atunci, dacă nu ținem cont de aceste limitări, atunci tragem de noi, dăm în noi și în loc să avansăm câte un pic, câte un pic, câte un pic, către, în toate direcțiile, în loc de asta facem câte un salt, picăm înapoi, salt, picăm înapoi. Da, e ca și guma aia de la praștie. Nu știu dacă ți-aduce aminte când eram copii și făceam praștii cu gumă de latex. Da. Cu cât o trăgeai mai tare, cu atât venea mai tare înapoi, știi? Da.
Spune-ne cât de mult ne poate limita anturajul în care ne aflăm, în gândire și în obiectivele de viață. Când ar trebui să ne schimbăm anturajul sau ce ar trebui să facem cu acei oameni care ne trag în jos, mai ales dacă e vorba de cei dragi, care au niște idei destul de învechite sau limitative pe o anumită zonă unde noi vrem să ne dezvoltăm și să excelăm. Da, uite, eu am această convingere și convingerea mea e confirmată de multe studii de caz cu sute de oameni cu care am lucrat. Ideea este că eu consider că atunci când ai făcut niște pași cu adevărat și te-ai transformat cu adevărat la nivelul ăla profund de care vorbeam, la nivel subconștient, anturajul se schimbă de la sine. Am făcut experimentul ăsta cu foarte mulți clienți care veneau, mă tot cert cu mama ce să-i zic. Nu-i zice nimic, hai să vedem, fă exercițiile astea, le stabilim tema pentru acasă și vine după 3 săptămâni să-mi zic că nu îmi vine să cred. Maica mea, care mă cer de 15 ani pe un subiect, îmi zice, tu m-am gândit eu și mi-am dat seama că și am, really? Deci noi putem schimba ecosistemul din care facem parte, inclusiv putem să ne mutăm în alte medii, dar ne influențează foarte tare mediul în care facem parte. Pentru că creierul nostru spune, dacă sunt în haita asta, eu trebuie să respect normele acestei haite, norme conștiente și subconștiente. De obicei ne revoltăm împotriva celor conștiente, cele care sunt afirmate verbal și fără să ne dăm seama respectăm alea subconștiente. Dau un exemplu, pleci de acasă și zici, gata, eu îmi fac firma mea, eu o să ajung independent financiar de aia, de aia, de aia și culmea că tu cu banii te comporți exact la fel cum te comportai înainte în familie, ești cam la același nivel de trai sau poate nivelul de trai este mai sus, dar stările tale legate de bani sunt aceleași. Da? Și asta e ciudat, știi? Adică schimbăm ceea ce vedem superficial și în profunzime cum trăim e același. Mulți oameni de afaceri își fac, de exemplu, business de frustrarea că n-au destui bani și stresul ăsta că n-au destui bani. Când îți faci o afacere, ce e mai stresant? Să plătești, nu știu, 1500 lei la cheltuieli la apartament sau să plătești 15.000 de euro TVA? Sau 20.000 de euro salarii în fiecare lună? Adică... Sunt niște jocuri aici foarte interesante. E? Și atunci, anturajul, într-adevăr, odată ne definește de familia, persoane apropiate, ne creează acel platou pe care am pus toate ingredientele, după care noi, treaba noastră este să începem să ne schimbăm comportamente ale noastre, pentru că foarte mulți ce fac? Ori luptă cu mediul ca să se schimbe mediul, pentru că atunci modelul se schimbă și putem și noi să evoluăm mult mai repede, ori fac o chestie bruscă de se rup cu totul de mediul respectiv și se mută într-un alt mediu și resping cu totul ăsta alt. Niciuna dintre cele două soluții nu este foarte inteligentă, pentru că atunci când lupți cu ei să se schimbe, tu lupți de fapt cu niște reguli ale contextului care sunt stabilite de majoritatea. N-ai ce să te joci acolo, o să-ți faci dușmani doar și o să fii outcast. Nu știu cum ziceam. Și dacă ți-e greu să schimbi ție filmul, cu atât mai greu să le schimbi lor. Exact. Deci, iar dacă pleci și respingi, eu tot le spun oamenilor care se luptă cu părinții sau n-au o relație bună cu părinții, bă, copii, nu vă jucați. Pentru că atunci când tu îți respingi părinții, îi judeci sau îi critici, o parte din tine îți iei, la nivel psihic, la nivel subconștient. Tu nu o să poți să te bucuri de calitățile pe care le-ai luat de la părinții tăi până când nu faci pace cu părinții tăi. Nu contează cum au fost ei, pentru că, într-adevăr, sunt unii care au trăit chestii groaznice în copilărie. Dar nu e o scuză. Câți ani ai? 25, 30, 35, 40? Nu mai folosi părinții ca pe o scuză pentru relele pe care le-ai acum. Da? Vindecă-ți-le. Și atunci, soluția ideală este ca tu, în momentul în care ți-ai setat o nouă direcție, să fii în contact cât mai mult cu acea nouă direcție. Da? Cursuri, YouTube, prieteni noi, oameni, cercuri noi, mergi, schimbă contextul și mergi în contextul ăla nou, dar nu încerca să te rupi de contextul vechi, că nu așa funcționează creierul. Da? E ca și cum ai renunțat la total la siguranță, ajungi în zona de panică, mai devreme sau mai târziu praștia de care am povestit. Da? Și atunci, mai degrabă, îți hrănești mintea și te hrănești cu stările noi, cu contextul nou și treptat, treptat ajungi să poți să trăiești cumva în ambele lumi, pentru că până la urmă armonios nu este să te întrești doar cu ea și cu ea să-i respingi, să-i judeci, să-i iei de sus. Da? Că noi, totuși, în momentul în care eu vreau altă experiență decât cea familiei mele, de exemplu, nu înseamnă că experiența lor este nasoală și așa ceva, nu vreau. E o generație întreagă care acum, eu nu vreau în roata hamsterului în care au fost părinții mei. Stai puțin, ești în roata hamsterului dezvoltării personale, stai, ești și faci același lucru.
diferența este că ăia măcar au trăit cât de cât bine. Tu te zbați de pe o zi pe alta și nu reușești să-ți faci nici afacerea ta, nici nu te angajezi, nici nu studiezi. Deci e foarte ciudată faza asta. Și atunci mai bine te armonizezi cu ambele, înțelegi, și aici o să vă dau o regulă cum puteți să verificați dacă sunteți pe drumul cel bun în viață. Spun așa, studenților mai ales. Sunt mulți studenți care se luptă cu părinții, da? Și le spun așa, dacă părinții tăi te validează și tu de fapt vrei să ai un drum diferit în viața ta decât a lor, ești pe drumul greșit. Deci dacă tu vrei să ai o viață diferită de a părinților tăi, nu e bine dacă părinții te validează. Da? Ei o să te valideze doar dacă ai același drum cu al lor, pentru că așa funcționează creierul nostru. Da? Inconștient o să te critique pentru orice altă direcție în care încerci să iei. Așa funcționează, nu-i de răutate, e de instinct de conservare și să știți că dacă ne uităm la foarte profund, ei, la nivel inconștient, se tem că o să muriți. Pentru că așa traduce creierul. Dacă ăsta nu respectă tot ce am făcut noi să supraviețuim, el o să moară. Și el încearcă să te salveze cu disperare de la moarte când te critică că nu faci bine ce faci, că nu mergi direct, trebuie să faci aia. Da? Și atunci, ce poți să faci este să comunici cu vechiul mediu pe valorile care sunt comune, care totuși există, că dacă n-ar fi deloc valori comune, nimic, înseamnă că n-are rost să discutăm despre relații. Da? Dar dacă le zic așa acelor studenți, uite, deci dacă tu vrei să, nu știu, să ai firma ta și ai tăi, toți zic, nu, că angajează-te, că trebuie să ai un job sigur, că trebuie să, nu știu cum, zile doar atâta. Da, mamă, stau bine cu banii, chiar dacă nu stai strălucit, dar supraviețuiești, da, mă, it's ok, da? Du-te pe valorile lor. Știi, și te întreabă, da, când ai de gând să te măriți? Mamă, nu e important să fim sănătoși în primul rând. Da, așa este important să fim sănătoși în primul rând. Du-te acolo pe valorile alea unde chiar vă înțelegeți, unde sunteți conectați. Da? Nu trebuie să îi agresezi ca să accepte valorile tale. Nu trebuie să le respingi valorile lor care sunt ale lor și așa au trăit poate o grămadă de ani de zile. Ci pur și simplu du-te în acele locuri unde chiar ne înțelegem. Pentru că oamenii ăia de unde ai plecat, chiar dacă nu își exprimă iubirea așa cum ți-o dorești tu, în forma lor de iubire, te iubesc. Da, deci până la urmă trebuie să găsim acel echilibru și acele punți în care să putem comunica pe coordonatele pe care ei pot înțelege și pe valorile pe care le au. Pentru că există și tendința aceasta de a te rupe total de mediul în care ai fost, așa cum e vorba în popor, ai uitat de unde ai plecat. Exact. Da, nu trebuie să uiți de unde ai plecat, dar nici să rămâi la aceleași idei și la aceleași filme pe care le-ai derulat în copilărie și pe care le-ai învățat. Uneori pot fi drăgălașe, pot fi interesante, anumite amintiri, anumite lucruri haioase, dar care nu te-au ajutat să crești în direcția în care îți dorești acum. Și poți să le ții la nivel de amintire, așa ca niște nostalgii, și după aia să zici, uite, eu vreau să fac și asta. Chiar dacă vouă vă place asta, o punem în album, o punem în ramă, acolo frumos. Și respectăm trecutul. Da, respectăm trecutul, sigur că da, a fost un stadiu în evoluția noastră, în cunoaștere, dar acum ne-am focalizat și vreau să fac altceva sau într-o altă manieră, da. Hai să vedem cum putem explica acea barieră psihologică între oamenii care au niveluri diferite de conștientizare sau valori diferite, o înțelegere diferită a vieții. Păi, lucrul ăsta e destul de complex, dar eu explic așa. Deși trăim în aceeași lume, da? Deci trăim în aceeași lume fizic, mă refer, totuși există niște lumi separate în lumea în care trăim. Da? De exemplu, știm cu toții că există o lume a mafiei, există o lume a prostituției, există o lume a bețivilor, există o lume a jucătorilor de noroc, există o lume a miliardarilor, există o lume a fashion-ului. Da? E ca și cum sunt mici universuri în universul ăsta mare în care trăim cu toții. Ei, fiecare mini-univers de genul acesta are un set propriu de reguli, de comportament, de valori, de absolut orice care ține de acel ceva și care de foarte multe ori e total incompatibil cu o altă lume. Da? Da, imaginați-vă că dacă tu te duci la țară, de exemplu,
Și acolo, nu știu, nefiind căsătorit, deși ai o relație de foarte mult timp și sunteți foarte bine și poate chiar aveți planuri, nu este bine să te săluți în fața porții, să te vadă lumea, că nu se cade, da? Și nu se cade, de exemplu, este foarte diferit ca regulă pentru fiecare dintre cele lume, da? Foarte interesantă chestia asta, că dacă înțelegem că modul în care eu văd lumea este pe baza regulilor lumii din care, în care trăiesc predominant, o să încep să-mi dau seama, stai puțin, că la fel e și ăla care trăiește într-o altă lume. Și acum, asta mă refer social, sunt foarte evidente chestiile astea. Dar imaginați-vă că avem fiecare dintre noi ca individ, trăim într-o lume de genul acesta, într-o bulă de genul acesta, într-o măsură sau alta. Adică aseară m-am întâlnit cu Cami, cu iubita mea, suntem împreună de 15 ani, da? Și e o relație extraordinară și foarte faină și nu mai știu pe ce temă ne-am întâlnit aici în Hoș și zicea ea, atât de diferiți suntem eu, câteodată mă mai întreb, pe noi cine ține împreună? Și pe aia ne-am uitat amândoi și am zis sufletul. Și ăla e, acolo e o legătură, starea aceea de iubire și de respect pentru ființa pe care o ai în fața ta, nu pentru toate regulile pe care ți le respectă, apropo de ce spuneam eu de fi un exemplu și oferi iubire necondiționată. Da? În momentul în care poți să oferi această iubire necondiționată, înțelegi că regulile pe baza cărora ea trăiesc sunt foarte diferite. Și atunci nu mai e atâta luptă. Tot de la Cami, apropo de înțelepciunea feminină, am învățat un lucru, că eu sunt mai cu vână, mai războinic, așa de felul meu. Și la un moment dat mă luasem de nu știu cine care făcea ceva acolo în parc, o chestie din asta banală, de care, bă, dar cum a putut să facă așa? Și s-a uitat la mine Cami așa cu foarte multă înțelegere și Zoltan, lasă oamenii în pace. Și te-a muiat așa, te-a muiat imediat. Dar a rămas așa în mintea mea și când văd că mă apuc să mă lupt în mintea mea cu cineva care trăiește într-o altă lume, adică nu contează că lasă trotineta electrică pe locul de parcare ca cuiva sau că aruncă gunoi nu știu cum sau că, știi, îmi aduc aminte de toată, lasă-i pe oameni în pace, trăiesc în lumea lor. Dacă vrei într-adevăr să intervii, du-te în lumea lor și să intervii astfel încât gândește-te foarte bine dacă obții sau nu rezultatul. Că și aici e o chestie, știi? Noi avem senzația că dacă eu mă bag și zic două, crezi că a înțeles? Tu crezi că ceva s-a schimbat acolo? Lucrez pe coordonate diferite. Exact. Chiar mi-aduc aminte, era o scenă în filmul Secretului Bacchus, nu știu dacă l-ai văzut, în momentul în care Bacchus a făcut nunta fetei lui cu acel ziarist infiltrat din securitate ca să îl prindă pe Nea Bacchus cu afacerile lui. La un moment dat, maestru Gheorghe Dinică îl ia deoparte pe tovarșul Mirea și spune, domnule, m-am tot uitat la dumneata și te-am studiat și am ajuns la concluzia că tu nu ești din lumea noastră. Te comporți diferit, vorbești diferit, arăți diferit. Se vede că ceva nu-ți priește aici. Ce cu tine, domnule? Dar chiar e extraordinară scena aia și cei care puteți să urmăriți, puteți să o găsiți acolo pe YouTube. Și vorbește despre lumile acelea paralele despre care ne-ai povestit acum. Practic, noi vrem să ne adresăm oamenilor, dar noi vorbim limbi diferite, avem valori diferite, un cod de comportament diferit și vrem să îi impactăm sau să schimbăm pe ceilalți. Dar nu se poate lucrul ăsta. Uite și ce interesant, apropo de ce înseamnă să respecti lumile celelalte, majoritatea clienților mei sunt femei, adică vorbim de 80% pentru că vorbim de inteligența emoțională, da? Cele care își dau seama că au probleme la nivel emoțional, în primul rând, sunt femeile, dar în timp... Asta nu înseamnă că bărbații n-au probleme, dar nu le conștientizează. Da, exact, dar să știi că așa e, așa și este. Am creat un curs de masculinitate între timp unde sunt sute de bărbați în acest moment și eu mă înțeleg foarte bine cu ambele extreme, mă înțeleg țin prezentări și la studenți, dar mă duc și în față la oameni de afaceri cu business-uri mari, pentru că e o cunoaștere care chiar îi leagă pe toți. Și atunci explicația, exemplele, modul în care pun problema este foarte diferit în funcție de contextul în care sunt, dar principiile, valorile pe care predau și toată știința până la urmă este comună. Dar pentru fiecare din acele lumi va trebui, dacă vrei să te înțelegi cu cei din lumea respectivă, va trebui să poți duce în lumea lor acele informații. Inclusiv când vine vorba de părinți sau vine vorba de mediul din care ai plecat, ok, vrei ca ceilalți să fie inspirați de chestia respectivă, mă, nu te duce să le ții prelegeri, okay? Nu te duce să educi. Du-te acolo ca să oferi ce ai de oferit, valoarea pe care tu o aduci. Și
dacă tu ai plecat de acolo, culmea, și ai creat o valoare nouă în tine, când vin apoi, tocmai pentru că ai legătură cu ei și te poți conecta, ei o să perceapă și acel ceva nou. Și, dom'le, tu nu ești din lumea asta, tu ceva, știi? Dar e ceva pe care s-ar putea ca și eu să mi-o doresc și atunci o să te întreb. Ca la bufetul suedez. Vin oameni diferiți, masa este diversă și oamenii pot să-și ia de acolo ce le place. Poate unora le plac dulciurile rafinate, altora le plac, eu știu, tartele sau salatele sau ce sunt puse acolo, icrele de Manciuria. Vanile de Madagascar. Da, 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 așa este, așa este. Spune-ne, te rog, de ce sunt ținuți... Parcă sunt ținuți oamenii într-o mentalitate de asistat social. Nu știu, e de vină un sistem sau sunt de vină ei educația pe care a primit-o? De ce e mai simplu să ai asistat social și e mai greu să ai antreprenori sau oameni care se descurcă singuri? Da, eu probleme cu oamenii care se descurcă singuri. Știi care e problema? Nu ascultă. Fac numai ce vor ei. Și eu nu sunt adeptul teoriei conspirației, dar dacă ne uităm la suficiente documentare, da? Despre bogățiile din lume, despre industrie, despre război, că acum multă lume m-a întrebat de-a lungul parcursului, chiar am fost întrebat, dar Putin ce personalitate are? Domnule, nu-s clar văzător, adică nu m-a întrebat de la ce personalitate are Putin. Dar dacă ne uităm la tot ce se întâmplă, mă ne dăm seama că ceva nu e în regulă. Ceva nu e în regulă. Dacă clar, ne uităm de unde a plecat sistemul educațional standard, ăsta clasic, pe vremea industrializării, când era nevoie să formeze muncitori pentru fabrici, a fost creat sistemul acesta care se numește școală în acest moment. Da? Să nu uităm. Școala n-a fost creată să aducă în lume oameni cu gândire și inovatori, au fost aduși. Păi, astea trebuie să le știi, așa trebuie să le reciți. Trebuie să te ridici la nivelul fiecărui figur de autoritate, oricine vine de aici și spune ce ai de făcut. Trebuie să te supui că altfel e grav, altfel o să fii respins de colegi, de profesori, de părinți, dacă și părinții, dacă e notă proastă, e de ceartă acasă. Ce înseamnă asta? Trebuie să asculți de toți care vin să zică ce să faci. Da? Și după ce ai trecut vreo 12 ani prin treaba asta, hai încearcă să mai gândești pentru tine. Ți s-a tăbăcit mintea, pur și simplu. Da. Și atunci, într-adevăr, trăim într-o societate foarte interesantă în care există studii, adică vorbim de cifre care spun că un procent foarte mic din populația lumii deține toată averea, de fapt, a planetei. Dacă stăm să ne gândim că ai un apartament, că ai o... știi, adică... Na, este nesemnificativ în comparație cu ceea ce dețin ei. Na, și de asta să zic că nu sunt adeptul teoriei conspirației, dar... ceva clar nu este în regulă, da? Și în momentul în care apar foarte mulți oameni care se trezesc și se aliază, no, ăla devine un pericol, pentru că fiecare dintre noi putem să controlăm relația cu câțiva. În momentul în care sunt 1000, 2000, 5000, 10000, 15000, 1 miliard de oameni care zic nu mă puțin, ceva trebuie schimbat, că ceva nu e în regulă, nu e ok. Și atunci poți să ții, adică prima dată a fost școala, care ținea oamenii sub control, acum e social media, care face exact același lucru cu foarte mare succes, că încep să se trezească oamenii, nu, sunt curios, vreau să văd informații, să știu să cresc. Asta e până când îți dăm noi informațiile, exact ce ai tu nevoie, îți dăm, ca să te ținem cum trebuie. Știi? Și atunci e cumva un socialismul, comunismul, dictatură, așa văd eu toată societatea din ziua de astăzi, în care e ca și cum avem un lager imens în care poți să mergi unde vrei tu, ai tot felul de experiențe, doar că n-ai voie să ieși, atât. Dar controlul cheie este la noi. Da, și n-ai voie să pui întrebări de ce sunt fix jocurile astea, de ce sunt fix experiențele astea și în limita lor poți să faci ce vrei, dar nu ai voie să te gândești, bă, n-am putea să, nu știu, să mai punem un etaj aici, nu. Aici vă plimbați, că nu trebuie să vedeți peste gard. Deja cineva s-a gândit la etaje. Exact, fie, știm da. Noi unde o să le punem. Asta e că nu știu, eu consider că natura umană, asta e părerea mea și așa văd eu, nu este fundamental rea. Doar că noi am dezvoltat funcțiile superioare ale creierului și avem o natură umană superioară care, din păcate, este deturnată de instincte primare, cum ar fi teritorialitatea, adică să am cât mai mult, da? Teama de a pierde și teama de a nu avea, că de acolo vine acumularea. Scuză-mă, ce Dumnezeu faci, frate, cu toată averea pe care tot încerci să o acumulezi și toată puterea pe care o acumulezi? Ce faci cu ea? Realmente, ce faci cu ea? Știi?
păi o să-mi aducă mai mulți bani și mai multă putere. Really? Și aia ce s-aduce, puiule? Știi? Și când îți pui întrebarea asta, îți dai seama că nu se termină niciodată. Dar dacă ai un vis măreț, cum ziceam, de miliardari ăștia, care nu-i vor motiva banii și zice, bă, vreau să ajung să am impact în domeniul ăla pentru că așa simțea el. Da? Și atunci când vine vorba de nivelul ăsta de conștiință uman, în care noi ne zbatem în chestia asta de supraviețuire, deci noi ca oameni indivizi ne zbatem în supraviețuirea de la o lună la alta, ăștia lați mari se zbat în supraviețuirea unei nații sau supraviețuirea unui guvern sau supraviețuirea unui partid. Da? Dar e același instinct care ne duce la același gen de comportamente. Agresivitate, competiție, nevoie de control, nevoie de dominare, nevoie de manipulare. Tot acolo se învârt toate lucrurile. Și asta generează practic toate problemele din lume. Mulțumim, domnule Zoltan, pentru că ați ales să fiți împreună cu noi în seara aceasta la The Sens Vieții și cred că telespectatorii vă pot găsi pe platformele online. Aveți și webinarii și cursuri acolo și pot să afle mai multe despre ceea ce ați pregătit pentru oameni ca să îi ajutați. Vă mulțumim încă o dată și vă dorim o seară frumoasă în continuare. Și eu vă mulțumesc, o seară faină. Să vedem cu bine. Brian Tracy spunea într-una din cărțile sale așa: cel mai important principiu mental și spiritual descoperit vreodată este acela că devii ceea ce gândești în cea mai mare parte a timpului. Lumea ta exterioară reprezintă în mare parte o imagine în oglindă a universului tău interior. Îți poți da seama de starea interioară a unei persoane observându-i aspectele exterioare ale vieții. Aici nu există niciun dubiu. În concluzie, putem spune că mintea noastră și gândurile pe care le cultivăm cel mai mult ne scriu destinul și ne modelează viața. Domnilor și domnilor, sunt Ionica Herlea și m-am bucurat să fim împreună la această emisiune. Vă aștept cu drag la emisiunea The Sens Vieții, sâmbătă seara viitoare de la ora 19. Vă doresc o seară frumoasă și plină de inspirație în continuare. Pe curând!